Cu o prezență de 33 din 34, vă propun să începem ședința noastră extraordinară a Consiliului Județean de astăzi. Așa cum ați primit și cu acordul dumneavoastră, o să dau citire ordinii de zi de astăzi. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din 7 februarie 2020. 2. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Bacău cu municipiul Onești și Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești în vederea implementării proiectului reparații capitale, modernizare și eficientizare energetică, Spital Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești. Aprobat spre finanțare din fonduri nerambursabile prin program operațional regional 2014-2020, axa prioritară 3, creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care registrează consumuri mari. Am început ședința pentru o parte care nu, cred că n-au înțeles că am început deja. Vă rog să faceți un pic de liniște ca să ne putem asculta. O să ajungem și la dezbateri. Sunteți grăbiți. 3. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Bacău cu municipiul Moinești și Spitalul Municipal de Urgență Moinești în vederea finanțării și realizării obiectivului de investiții, reabilitare, bloc operator aseptic al Spitalului Municipal de Urgență Moinești și pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economice aferenți. 4. Proiect de hotărâre privind asocierea de principiu între județul Bacău și orașul Buhuș în vederea finanțării și realizării unei investiții pentru amenajarea unui centru comunitar integrat. 5. Proiect de hotărâre privind asocierea de principiu între județul Bacău și municipiul Bacău în vederea finanțării și realizării unei investiții pentru construirea unui atletic parc. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al județului Bacău pe anul 2020. 7. Informare privind planul urbanistic zonal, dezvoltarea aeroportului internațional George Enescu Bacău. Vă supun la vot cu un singur amendament, să aducem punctul 7 după punctul 1, punctul 2, întrucât avem doi invitați de la București, vorba de domnul arhitect Sorin Gabrea și domnul profesor doctor arhitect Țărlungă, pe care o să le dau imediat cuvântul să prezinte, practic, stadiul acestei importante lucrări a județului nostru. Așadar, cu acest amendament vă supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri? Împotrivă? Nu sunt. La întâlnirea de astăzi, la ședința de astăzi, au fost invitați să participe directorii și directorii executivi din aparatul propriu al Consiliului Județean, cât și directorii instituțiilor subordonate Consiliului Județean, de asemenea reprezentanții unităților administrativ-teritoriale și directorii de spitale de la cele 2-3 OAT-uri care sunt pe ordinea de zi, vorba de asocieri, și reprezentanții mass-mediei. Am să rog acum pe doamna secretar general al județului, Ina Zară, să dea citire sintezei procesului verbal de la ședința anterioară. Potrivit prevederilor codului administrativ, astfel cum a fost aprobat prin ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019, la începutul fiecărei ședințe, secretarul supune spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare. Având în vedere prevederile menționate, supunem spre aprobare procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Bacău, din data de 7 februarie 2020. Mulțumesc. Domnul Cotrleț. Aș vrea să fac, aș ruga ca atunci când se redactează în formă scrisă acest proces verbal, să corecteze că nu este lordul actului, este lordul actului. Vă mulțumesc. Numele lordului s-a scris greșit. Asta vrea să spună domnul. Mulțumesc, doamnă. Stați puțin, domnul, vreau să mai repetați o dată, că nu avem prea după. Doamna secretară, vă rog frumos. Actul. Ce? În loc de actul. Pentru că am înțeles. Da, exista și un lor mascut. Acum ați opăsit, dar erau mai mulți lori de acolo, nu erau mascut. Erau cavale, da? Vă rog. Da, vă supun la procesul verbal și pentru mulțumesc, abține, demonstrivă, deci punctul 7, punctul 2, am să dau cuvântul celor doi invitați. Vreau să vă informez că Consiliul Județean a contractat această lucrare importantă pentru dezvoltarea economică, viitoarea dezvoltare economică a județului. Este vorba de plan urbanistic zonal, dezvoltarea aeroportului internațional George Enescu Bacău cu două firme asociate, Western Outdoor și H.S. România SRL. Am să-i dau cuvântul domnului doctor arhitect Țărlungă Nicolae și domnul arhitect diplomat Sorin Gabrea, amândoi cu experiență vastă în elaborarea documentației de amenajare teritoriului și urbanism, dar și în strategii de dezvoltare la nivel național, precum Alba, Oradea, zona metropolitană de la Brașov, București. Așadar, din portofoliul de lucrări a dumneavoastră fac parte și ansamblu Băneasa, actualizare Puz, Băneasa Puz, ANL Hericoandă, aeroport Puzu, șeseaua de centură Otopeni. Au colaborat și sunt două documente programatice. E vorba, astăzi discutăm de o informare privind stadiul acestei lucrări importante, dar mai este o lucrare în care dumnealor au cunoștință pentru că au colaborat cu cei care au lucrat la planul de amenajare teritorială a județului. Deci planul de amenajare teritorială a județului și cu planul urbanistic zonal al aeroportului internațional George Enescu, privind dezvoltarea aeroportului, sunt două documente programatice găsite, prinse în strategia de dezvoltare a județului, care generează noi proiecte de și linii de finanțare, sigur că da, fiecare au un corespondent cu liniile de finanțare. Ieri, în cadrul ședinței, în cadrul întâlnirii pe zona metropolitană Bacău, și strategii privind dezvoltarea zonei metropolitane, noi am venit cu aceste două documente prezentate, care în viitor vor genera o dezvoltare economică și un pol important la nivelul județului și regiunii privind dezvoltarea economică în următorii 20-30 de ani. Domnul profesor, vă rog. Un microfon să poate ceva la ei. Ce faceți acum? Nu vă văd și eu când nu predau. Deci nu predau. Acum am preținut că vă duc. Informație funcțională. Nu vreau să vă rețin foarte mult, că aici este o călătorie în punctul care mă sperăm să fie cât mai repede. Nu vrem să vă reținem multe elemente tehnice, însă, așa cum spunea domnul președinte, este important să vă aducem la cunoștință cam ce se întâmplă cu aceste două proiecte. BACØU, care se referă deci, la teritoriul județean în colaborare cu regiunea și de nord-est și cu cea din centru și cu cea de sud-est, pentru că sunt trei mari de transport care leagă județul acesta, care nu este izolat, este parte dintre teritoriul mai larg. Împreună cu acest PADC, ați vedeți niște plan ce s-au pus, el este finalizat, în momentul de față este trimis către realizare. la 22 de instituții naționale și regionale, deci o examen component al lui și în momentul de față așteptăm rezultatele acestor avize. În ceea ce privește PUZ-ul, este un tip de document care asigură baza legală a investițiilor. Este o ordine a din punct de vedere urbanistic și deci asigură baza legală din punct de vedere al managerului teritoriului urbanist pentru studiile de fezabilitate care se vor face și pe care o să le prezint împreună cu oamenii de față. Puteți să vă opresc de vedere. Ce aș vrea să menționez, și anume că există o coordonare între documentul strategic pe care l-ați aprobat și care există motorul economic, o spuneam noi atunci, deși nu foarte puternic la vremea aia BACØU-ului împreună cu aeroportul, este zona metropolitană a cercetului roșu și cu legăturile mari de transport de care acest județ are nevoie să se întâmple. Multe din proiectele care au fost propuse și care trebuiau prin virtutea legii și sunt în responsabilitatea Consiliului Județean au fost făcute și sunt în drum de finalizare. Ceea ce vrem acum să menționăm este faptul că rețeaua mare de transport și suntem obligați să respectăm planurile rangului superioare și care au plecat acum deja de realizare au aceste două niveluri de proiect care sunt esențiale pentru dezvoltarea acestui județ în parteneriat teritorial cu alte județe. Vedeți acest coridor BACØU-Brașov, cel care va lăsa respectiv acesta 13, care l-ați văzut, plus cele două drumuri exprese care leagă BACØU, datorită poziției geografice extraordinare și ca municipiu, față de alte două zone importante, zona Bucovinei, zona turistică importantă și care beneficiază de avantajele unui aeroport, chiar dacă Suceava are aeroport, poate să folosească și aeroportul din BACØU. Pe de altă parte, coridorul între Cluj și Iași, plus coridorul unor exprese care menționam anterior. Aceste proiecte intră la partea de avizare, dar partea de finanțare nu o să fie între dumneavoastră aprobați cu alte fonduri și alte instituții responsabile. Dar puteți susține în continuare, cum s-a întâmplat până acum, aceste investiții, pentru că ele sunt vitale pentru dezvoltarea acestui județ și mai ales pentru dezvoltarea sectorului privat, după ce baza investițiilor publice va fi finanțată. Apropiindu-ne de acest aeroport, aici vedeți, practic, aeroportul și legăturile pe care noi le propunem și o să vorbească mai mult cu domnul Gabrea. Deci, legătura cu coridoarea, legătura cu DN11, practic, reformularea la 4 benzi a străzii Șafran și legătura dintre aeroport către Eleta Veche, printr-un pasaj care s-a și discutat cu primăria și fost două gândiri, și pe care și probabil, nu știu dacă le prind, înțeleg că le vor prinde în buget, pentru că e nevoie de și de acolo studii de continuare acestor propuneri. Asta este un plan care propunem, este o să vedeți acum o figurare spațială a ceea ce propunem. Nu este obligatorie, este o ilustrare, așa cum cere legea și metodologia din plus. În momentul în care dumneavoastră la aprobație le devin subiectul de studii de fezabilitate, alte licitații cu sector privat privind implementarea și execuția. Ceea ce este important pentru dumneavoastră și vreau să ne înțeleg și cu asta mă opresc, este partea de infrastructură mare. Deci tot ce înseamnă partea de infrastructură, partea de căi ferate, partea de dezvoltare a aeroportului, pentru că nici au solicitat o dezvoltare și pe sud și pe nord, pentru alt tip de avion, pentru că acest aeroport se va dezvolta și asta este bine. Aceste elemente cred că trebuie să facă atent considerate și, evident, considerate ca finanțări pentru studiile următoare care se ducă, așa cum de la strategia am ajuns la PUZ, de la PUZ pe care noastră veți aproba la momentul în care vom primi toate avizele, să mergem mai departe către proiectele care se prevedem în realitate. Eu vă mulțumesc și uitați pe domnul Gabrea să vă prezentați. Domnul Gabrea, să vorbiți mai aproape din microfon. Vă străduiesc. Vreau așa explicat. În principiu, cam toate proiectele de urbanism pe care le-am început, s-au făcut sau sunt în curs de realizare. Sper să am mâna bună și cu acest proiect și să iasă ceva din el. Este un proiect ambițios și totul este la promovarea de calcul de circa 1,4-1,7 milioane de călători pe an. Mult peste ceea ce există astăzi. Proiectul conține, de fapt, mai multe capitole. Primul, care înseamnă zona propriu-zisă, incită a aeroportului actual, la care s-a adaugă niște extindere. Este vorba de o extindere spre sud a pistei, precum și extindere spre nord și spre sud, a zonei de parizaj și instalațiile aeroportoare aferente. De asemenea, am avut în vedere și realizarea în fața aeroportului actuale a unui nod intermodal, ca un sistem de interconectare a făcutor sisteme de transport, aerian, cale ferată și rutier. De o parte și de alta sunt niște terenuri care sunt disponibile și asupra cărora voi reveni ceva mai târziu, pentru că, așa cum a declarat și colegul Țărlungă, am tratat acest subiect ca pe un proiect de dezvoltare zonală și nu numai ca pentru un proiect de dezvoltare a aeroportului. Aeroportul Călătoare și toate, cu adresat cu zona industrială și cu baza militară care sunt alături, reprezintă un centru important de dezvoltare economică și contăm pe faptul că în jurul acestor activități de înaltă calificare, s-ar putea derula în continuare, s-ar putea dezvolta în continuare activități la același nivel. Asta înseamnă că aceste terenuri care sunt acum terenuri agricole, în parcela la nivel precar, ar putea să aibă, dacă sunt inteligent puse în asociere și mai apoi un program de dezvoltare regională, chiar dacă sunt pe teritoriul mai multor comunități administrative teritoriale, ar putea să fie valorificate la nivel superior beneficii și pentru localități, dar și pentru proprietarii actualei terenurilor. Asta există mai multe rețete și o să le discutăm la etapele următoare. În clipa de față, planul tranzițional este terminat la o anumită etapă. Urmează faza de consultare a populației, la care vom drena impulsurile și eforturile din teritoriu și în anumite limite vom încerca, dacă execuția care ne-a comandat acest proiect împreună cu municipalitatea și cu primăriile unităților administrative teritoriale afectate vor considera necesar, vom adapta acest proiect. Astea sunt să zicem, declarațiile de intenție și capitolele principale și mai departe vorbesc numai despre ideea de a prelungi Alexandru Șafra. Am vorbit și ieri la ședința de la centrul expozițional. În momentul în care aveam 1.400.000 de locuitori de călători pe an, vor fi perioade în care vom avea peste 140.000 de călători pe lună. Vor fi în parcursul anului luni în care oamenii pleacă sau vin în oraș. Cum a arătat colegul Țărlungă puțin mai devreme, este vorba despre o influență zonală, vorbim de faptul că mulți oameni din Transilvania, pe căile rutiere sau trenul, vor utiliza acest aeroport. Pentru că pe o bună rază, până la Târgu Mureș, nu mai există niciun aeroport similar cu activitate echivalentă. Atunci este de așteptat că prin această zonă va tranzita un volum foarte mare de călători. Acești oameni trebuie să fie procesați. Doar trebuie să le dăm posibilitatea să ajungă ușor, să aibă unde să stea, unde să mănânce obița, eventual unde se află un spațiu de birou închiriat pe care să îl utilizeze. Și așa că am făcut această formulă, a spus colegul Țărlungă, este numai o idee, o ilustrare, care conține câteva elemente importante. Întâi de toate, aceasta este erogarea în existență. Făcut acestea acordate, noi am zis să ai de înger la momentul ăla, pentru că evident e o conexiune cu tema aeronautică, care e o temă seducătoare și sapuroasă, care de fapt arată că aerogarea este centrul principal al acestei zone, dar în fața ei trebuie să facem un spațiu public de prestigiu. Un al doilea, un pol urban secundar, venit să descarce cumva actualul centru, actualul central, să preia o parte din funcțiuni. Funcțiuni care trebuie să fie manevrate corect și în folosul proprietarilor actuali, cu participarea evidentă a acestora. În continuare este bulevardul aeroportului, modernizat deja, aici apare mai bine această legătură, și prin dezvoltarea bulevardului Șafran, așa i-am spus, o să vedeți la sfârșit niște ilustrații, cum ar putea să fie acest bulevard, se pun în serviciu și se pun în ecuație foarte multe terenuri care acum sunt în adormire, sunt pârloare, sau sunt incorect utilizate, sau insuficient de bine fructificate. Și am sugerat la un moment dat ca în această zonă să aveți în vedere dezvoltarea unei activități economice cu mare potențial, cu valoare economică adăugată mare. Mă gândeam la, am spus noi, industrii creative, dar probabil că va fi vorba de activități legate de funcționarea fabricii aerostate, de funcționarea unității militare. Și ieri, participanții la acea discuție au mai evocat și alte lucruri care sunt interesante în Bacău și care ar putea să fie preluate și dezvoltate mai departe. Asta este o propunere pentru nodul rutier dintre Bulevardul Republicii și Bulevardul Aerobării, cu pasaj rutier superior de direcția nord-sud, venit a prelua fluxurile de transport public și privat suplimentare generate de funcționarea aeroportului. Din după toate verificările, este o soluție posibilă a fi realizată. E un nod rutier care fluidizează circulația spre oraș, dar trebuie pus în conexiune cu celelalte lucrări importante, respectiv o coridoare pe partea de vest și autostrada pe partea de est, care vor scuti centrul orașului de traficul greu, care acum pune, de fapt, deci, categoria de trafic care pune problemele cele mai mari de traversare a Bacăului. Și atunci îndrăznim să credem că asta este o soluție care rezolvă relațiile în această intersecție, fluidizează traficul, dar mai cu seamă elimină o serie de puncte de conflict și face traficul mai sigur. Și acum, așa ar putea să fie Șafran. Într-o primă etapă, și spuneam noi aseară puțin mai glumă, că dacă autoritatea economică ne dă voie, o să putem să mobilăm acest bulevard de o parte și de alta, cu niște construcții contemporane, să spunem așa, eficiente, frumoase și cu avantaje economice. Este posibil. Este posibil cu câteva condiții să fie manevrat deștept, care să fie urmărit cu consecvență și dezvoltat cu consecvență și cu știință. Mulțumesc. Mulțumim pentru la sesiune. Sper că deschidem conferința și aș vrea să menționez faptul că rolul dumneavoastră, dumneavoastră nu aveți prea rolul străzile din Bacău, dar inițiativa și rolul de a aproba un astfel de document implică și dezvoltă și alți actori, nu mai vorbești de comunele de jur. Acesta este un lucru meritoriu pentru executivul Consiliului Județean și pentru dumneavoastră consilierea acestei etape care se va încheia în acest an. Vă urez succes și să ne gândim la o revenire pe momentul aprobării acestui proiect. Vă mulțumim și noi, în numele colegilor, pentru această sinteză, această prezentare. Vreau să mai menționez că în spatele acestei lucrări adusă în acest stadiu, și o să spunem unde se află ea acum, ce documentații conform procedurilor, vreau să menționez că au stat zeci de ore de documentații, de cercetare, atât cu colegii noștri de la aeroport, specialiști de acolo, cu managementul, cu tot ce se întâmplă acum la aeroport, investițiile pe care le avem în derulare, perspectiva imediată, pe termen mediu, pe termen lung, și posibilități, terenurile de acolo, din zonă, cu cele trei UAT-uri. Au avut loc întâlniri aici, la sala mică, cu reprezentanții celor trei UAT-uri, respectiv municipiul Bacău, UAT Luizi Călugăra, UAT Sărata, cu primarii și specialiști în urbanism, arhitectul municipiului. Toată această lucrare a ținut cont și, cum spuneam la început, face parte din strategia de dezvoltare a județului, corelată cu strategia de dezvoltare integrată a regiunii nord-est, corelată, sigur, cu strategia de dezvoltare de mobilitate urbană a municipiului Bacău, cu planul de amenajare a teritoriului județean Bacău, pe care l-am menționat mai devreme. De altfel, dacă oricine din sala aceasta, din presă, orice cetățean poate accesa pe site și poate vedea strategia noastră aprobată în 2017, actualizată, singur, 2016-2017, ținând cont de sursele de finanțare, ținând cont de modificările legislative, o să vedeți că un capitol aparte este dedicat proiectelor, o listă de un portofoliu de proiecte, și o parte din acele, la vremea respectivă, proiecte, astăzi se află în execuție. A reieșit foarte clar, dacă vrem într-adevăr o dezvoltare coerentă, o dezvoltare economică a județului și să facem din județul nostru mai atractiv și să fie într-adevăr, așa cum este așezarea geografică, specificitatea geografică a județului nostru la intersecția de drumuri, să profităm de această oportunitate, de această așezare și să investim în infrastructură. Infrastructura aeroportuară, și nu mai menționez acum toate investiții pe care le-am făcut în ultimii 6-7 ani Consiliul Județean, acum ajungându-se la poate cel mai important, nu ultimul, dar cel mai important, dezvoltarea, modernizarea pistei aeroportoare de 2,5 km, cu tot sistemul de balizaj iluminat și celelalte proiecte care vin să completeze această investiție. Cu strada aeroportului, care a fost dată în funcțiune anul trecut, cu un avans, nu s-a făcut recepția la acea lucrare, de-aia mai vedeți acolo anumite mici finisaje, dar vremea a ținut, antreprenorul serios, și s-a finalizat acea lucrare. Ele vin să completeze practic toate aceste proiecte, investiții importante, și aceste documente practic deschid perspectiva unor noi proiecte pe viitorul exercițiu financiar, și de-aia spun că ăsta este un moment important, pentru că suntem la finalul exercițiului financiar pe programul operațional regional 2014-2020. Se pregătește acum exercițiul financiar 2021-2027 și aceste documente, această strategie actualizată, vin să se plieze perfect pe noile surse de finanțare. Și o să ajungem și la discuția și la buget și o să vedeți cam cum este structurat bugetul anul acesta. Eu le mulțumesc mult în numele dumneavoastră pentru seriozitatea, pentru expertiza și pentru tot ceea ce dumnealor au pus în această lucrare, ca să nu rămână, așa cum am auzit, de să rămână un document undeva printr-un sertar, ca dovadă că strategia județului este o foaie de parcurs pentru noi și se pot vedea proiectele în ce stadiu sunt, atât pentru infrastructura rutieră, atât pentru infrastructura aeroportuară, atât cât înseamnă investiții în sănătate, în educație, în mediu și social. În ce stadiu suntem astăzi? În momentul de față, lucrarea se află în stadiu de, în etapa de avizare. Au fost întocmite documentațiile de avize și depuse la instituțiile abilitate pentru obținerea acestor, și anume la Ministerul Transporturilor, la Compania Națională de Căi Ferate, la Autoritatea Aeronautică Civilă Română, la Agenția pentru Protecția Mediului, la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, la Serviciul Public Județean de Drumuri, la SCDL Gaz Grid, la Compania Regională de Apă, la Telecom. Ca procedură, urmând ca după obținerea avizului de la Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, care ultima comisie care dă avizul, după aceea să intre în aprobarea consiliilor locale ale municipiului Bacău, după aia lui Zicălugra și apoi în planurile urbanismului generale a celor două unități administrativ-teritoriale. Mă refer la lui Zicălugra și Sărata. Deci, eu vă mulțumesc încă o dată, puteți sigur să vă retrageți. Noi ne continuăm ședința extraordinară. Vă dorim drum bun și spor la treabă. Da. Ați observat la intrare colegii nu știu, există două tabele în care puteți să vă exprimați acordul privind susținerea autostrăzii, pentru că toate aceste lucrări și toată documentația asta și proiectele astea, ați văzut, conectivitatea este cheia dezvoltării, să zicem, a unui județ, a unei regiuni. Și nu cred că trebuie să mai accentuăm cât de importantă este această conectivitate cu vestul. Astăzi, când ținem această ședință, eu zic că față de acum 3 ani este un pas mare făcut. În ce sens? În sensul că a fost alocați sursa financiară, a fost lansată licitația de către Guvernul de până în octombrie, a fost lansată licitația pentru autostrada A13, mă refer aici la studiu de fezabilitate și proiectare la pachet. Se află în evaluare și sperăm ca într-o lună sau o lună jumătate spre final să se semneze și contractul. Asta înseamnă, conform documentației, că timp de 2 ani de zile trebuie să facă studiul de fezabilitate și proiectarea. E un pas important spre a vedea, spre a merge spre execuția acestei importante investiții pe care toți, nu numai noi cei care suntem aleși aici, eu cred că societatea civilă ar trebui să fie mult mai vocală privind acest obiectiv important pentru conectivitatea noastră cu regiunea de vest. Pentru că din toate cele 3 variante, varianta Bacău-Brașov-Iași, Bacău-Brașov este rezultatul unui studiu făcut de 2 importante firme de consultanță, Bay Pasa și Jaspers. A reieșit ca și concluzie că cea mai fezabilă, cea mai ieftină și cea mai rapidă variantă de execuție este cea pe care o vedeți și dumneavoastră pe ecran, adică A13. Așadar, sunt aici 2 roll-up-uri. Am început această campanie, vă rog să vă regăsiți în această campanie de susținere acestui obiectiv important, să fie vocea tuturor băcăoanelor și a celor din regiunea nord-est. Este șansa noastră acum de a ne implica, fiecare. Așadar, dacă nu ați semnat susținerea acestei inițiative, vă rog când ieșiți de aici să faceți acest lucru. Nu este o chestiune și n-aș vrea să o ducem în derizoriu, să o ducem într-o zonă, eu știu, de campanie politică. Este un obiectiv destul de serios, un obiectiv pe care trebuie să-l susținem cu toții, un obiectiv pe care să credem, pentru că numai dacă credem, acest lucru se va realiza. E o diferență mare, repet, față de acum 2 ani, în sensul că astăzi se întâmplă ceva. Ce se întâmplă? Sunt ofertanții care și-au depus ofertele, sunt în procesul de evaluare și sperăm că într-o lună, o lună jumate, eu știu, să avem și câștigătorii acestei licitații. Așadar, vreți să interveniți acum? Da, vă rog. Vă rog, domnul Nechita. Da. Mă bucur mult pentru acest proiect și toți ne bucurăm din această sală. Mă bucur mult că, dacă țineți minte, în anii de anterior lucrările la strada aeroportului, m-au făcut intervenții și am cerut să începem lucrările și la șapta. Nu cred, ați fost de acord atunci, vreau să văd că ați luat în seamă ce am făcut atunci și vă mulțumesc și sperăm să fie cât mai curând realizată, să circulăm și noi chiar, să avem o văd. De aceea ați văzut că la întâlnirea care am avut-o data trecută cu cele 3 UAT-uri, domnul primar Necula a prins-o în buget, m-a anunțat că sunt prinse aceste 2 obiective importante, mă refer aici la fluidizare, la acel pasaj în intersecția cu strada Republicii cu aeroportul și strada Alexandru Șafran. E un pas important și mă bucur că a achesat la acest document și deja sunt semne că sunt prinse chiar sume și în buget. Ne bucură lucrul ăsta. Intrăm în ordinea de zi cu câteva asocieri, e vorba de sănătatea băcăuanilor și acum aș vrea, cu permisiunea dumneavoastră, ținând cont că unul din medicii oftalmologi ai județului nostru, un medic de excepție, a plecat dintre noi, medic, directorul Direcției Sănătate Publică, directorul Spitalului Județean Bacău, mulți ani, este vorba de doamna doctor Cornelia Cojocaru. Vă rog să ținem un moment de reculegere. Vă mulțumesc. Am să fac o sinteză la materialul pe care și dumneavoastră l-ați avut la mapă privind asocierea județului Bacău cu municipiul Onești și Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești în vederea implementării proiectului reparații capitale, modernizare și eficiențiare energetică la Spitalul Municipal din Onești. Acest proiect a fost aprobat, a primit finanțare prin fonduri de la Uniunea Europeană, prin programul operațional regional 2014-2020, axa prioritară 3. Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădiri publice și sistemele de iluminat, îndeosebirea celor care registrează consumuri mari. Prin contractul de finanțare se asigură din fonduri nerambursabile suma de 27.967.821,98 lei. Diferența de 4.500.000 aproape, inclusiv TVA, reprezintă cofinanțarea partenerilor și se compune din cheltuieli neeligibile. Durata proiectului conform contractului de finanțare este de 42 de luni, respectiv până la 31 a 8-a 2020, urmând a fi prelungită printr-un act adițional cu 12 luni. Aici domnul director economic de la Primăria Municipiului Onești, dacă e nevoie o să vă mai dea anumite detalii tehnice, întrucât suma este mare de la bugetul pe care municipiul Onești trebuie să o susțină, a venit cu solicitarea către județul Bacău de a susține o parte din cofinanțarea aceasta. Nu mai discutăm de beneficiile realizării acestei investiții, pentru că vin practic să completezi. Județul Bacău a fost prezent în ultimii 10 ani, să zicem atât, la spitalul din Moinești, cât și la, iată, spitalul din Onești în ultimii ani, prin unitatea de primiri urgențe de acolo, investiții în modernizarea unității de primiri urgențe și a celor 4 secții, iar anul trecut s-a finalizat, e drept, licitația și evaluarea în decembrie, deci probabil anul acesta va începe și lucrările la stația de ambulanță din Onești. Această investiție practic vine să completeze efortul pe care îl face municipalitatea din Onești, drept pentru care vă solicit și vă propun în exercitarea atribuțiilor pe care le are Consiliul Județean spre adoptare proiectul de hotărâre privind asocierea județului cu municipiul Onești pentru acest obiectiv atât de important pentru, nu numai pentru municipiul Onești, ci pentru toți cei din zona Onești la cofinanțare. Dacă sunt intervenții, dacă nu, vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri? Împotrivă? Nu sunt. Rămânem tot în zona sănătății, investițiilor în sănătate. O solicitare care a venit din partea Spitalului Municipal de Urgență Moinești, reprezentat aici prin însăși managerul acestui spital, Adrian Cotrleț, în stânga noastră, și a solicitat sprijinul județului pentru realizarea acestui obiectiv atât de important, reabilitarea blocului aseptic al Spitalului Municipal de Urgență Moinești. Prin adresa înregistrată, primarul municipiului ne aduce la cunoștință intenția municipiului Moinești de asociere. Avem astăzi și hotărârea, a sosit mai înainte, de la Moinești. Hotărârea Consiliului Local. Așadar, care este structura Spitalului Municipal care vine practic să completeze o asistență medicală de specialitate prin această investiție. Blocul operator se află la etajul 5 al clădirii principale, grupează 4 săli de operații, dar eu aș vrea să profit de faptul că este domnul manager aici și foarte, foarte pe scurt să facă o sinteză a ceea ce ar trebui acolo făcut. Vă rog, domnul manager. Bună ziua, și mă găsesc într-o postură mai puțin favorabilă mie. Vă mulțumesc că ați supus pe ordinea de zi acest proiect. O parte dintre distinși și consilieri cunosc destul de bine Spitalul Municipal de Urgență Moinești, poate chiar și blocul operator. Noi am încercat prin resurse proprii să reabilităm blocul operator septic, resursele sunt fiind ale veniturile proprii ale spitalului nostru. Din păcate, pentru renovarea blocului operator aseptic, care are 3 săli de operație, și ținând cont că suntem angrinați încă în 8 proiecte destul de mari în acest moment, am solicitat și fiind cu rugămintea din partea întregului personal al spitalului nostru să ne ajutați pentru implementarea acestui proiect. plecând și de la premisa, să vă dau totuși câteva cifre, de până anul 2019, din bolnavi internați în spitalul nostru, aproximativ 20.000 de bolnavi s-au internat, 74% au fost din cele 94 de unități administrative ale județului. Numai 17% din municipiul Moinești și 9% din 34 de județe ale țării. Mulțumesc! Mulțumesc! Trebuie să mai precizăm că valoarea contractului de asociere este 3.862.916,03, inclusiv TVA, deoarece 69.000, aproape 70.000, reprezint contravaloarea întocmirii documentației de alie, a fost achitată deja de Spitalul Municipal de Urgență Moinești. Valoarea totală fiind, adăugând și suma aceasta, de 3.932.531 de lei. Așadar, vă supun atenției adoptarea proiectului de hotărâre privind asocierea județului Bacău cu municipiul Moinești și Spitalul Municipal de Urgență Moinești în vederea finanțării și realizării acestui obiectiv de investiții. Domnul Cautiș, vă rog. Un minut, vă rog să-mi permiteți. Trec în memorie, vreo 10-12 ani chiar, cred, când s-a inițiat primul parteneriat sau prima formă de asociere cu Spitalul Municipal din Moinești, după multe dezbateri în cadrul Consiliului, e adevărat, și toate au fost făcute în spiritul legii, iată că astăzi, ajutorul care l-a dat Consiliul Județean de-a lungul anilor și astăzi vine un nou sprijin financiar, a făcut din acest spital, mie mi se pare puțin spitalul municipal. Eu zic că este un spital internațional. De ce? Și vă rog să, dacă să fiți de acord și cu această părere a mea, este într-adevăr personală, e faptul că cu o frecvență, periodicitate semestrială, de 2 ori pe an, la Moinești au loc întâlniri internaționale pe domeniu. Deci, în afară de faptul că toată Valea Trotușului și nu numai, chiar din întreaga Românie, beneficiază de ceea ce se întâmplă de cadrele bine pregătite și preocuparea de performanța personalului medico-sanitar de acolo, dar se face și o cultură, un schimb de experiență. Este o adevărată academie unde oamenii se mențin, se informează reciproc pe plan internațional. Felicit managerul de acolo, l-am făcut și cu alte ocazii, tot în plen aici, în cadrul Consiliului Județean, și mă bucur că am ocazia să trăiesc astfel de clipe frumoase. Mulțumesc! Da, mulțumesc. Dacă mai sunt intervenții, dacă nu, vă supun la vot cine este pentru. Mulțumesc. Abțineri? Împotrivă? Nu sunt. Domnul manager, vă doresc mult succes și spor la treabă. Eu vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru votul dumneavoastră. Apăsați pe să vă mulțumesc încă o dată pentru votul dumneavoastră și să vă asigur că Spitalul Municipal de Urgență Moinești va fi implementat și acest proiect. Și actul medical va fi de foarte bună calitate. Vă mulțumesc și vă rog să-mi permiteți să mă retrag. Mulțumesc! Mulțumim și noi. Mergem mai departe. O asociere cu orașul Buhuș. Aici e vorba de activitatea, tot rămânem în zona medicală, medico-socială. Este vorba de un centru comunitar integrat e în apropierea spitalului din Buhuș, profesor dr. Eduard Apetrei, care deservește o populație de peste 40.000 de locuitori, nu numai din Buhuș, ci și din zonele limitrofe. Așadar, și serviciile centrului comunitar integrat se vor adresa și copiilor vulnerabili, copiilor cu dizabilități și gravidilor din comunele Racova, Gârleni, Filipești sau Hemeiuș. Cele mai importante avantaje ale acestui centru sunt locația, care sunt în vecinătatea spitalului din Buhuș și a cabinetelor medicilor de familie. Faptul că acesta poate beneficia de serviciile oferite de către spital în regim de ambulatoriu integrat, spitalizare continuă, spitalizare de zi, urgență și de investigațiile paraclinice ale spitalului. Beneficiarii acestor servicii sunt cu precădere persoanele aflate în dificultate, persoane vulnerabile din punct de vedere medical sau social, cu accent pe grupurile vulnerabile, persoane cu nivel economic sub pragul sărăciei, aflate în șomaj, cu afecțiuni cronice, cu risc de excluziune socială și așa mai departe. Drepturile și obligațiile părților asocierii vor fi aprobate ulterior prin hotărâri adoptate de autoritățile implicate, de cele două autorități, în vederea realizării obiectului asocierii, după cum urmează. Județul Bacău va asigura finanțarea, orașul Buș va pune la dispoziție terenul și clădirea în vederea amenajării centrului comunitar. Nu este vorba de o sumă foarte mare, dar o să vedem ce reiese din studii, vorba de vreo 200 și ceva până în 300.000 de lei de a face o reparație a unui spațiu de acolo din apropierea Bușii. Au venit cu mai multe solicitări, dar ăsta este singurul care este de interes județean. De altfel, vine cumva și completează toată munca de ultimii 10 ani pe care noi am creat-o, am dezvoltat-o, am diversificat-o în proiectul cu UNICEF pe latura capacității umane de a asigura specialiști în domeniu, mă refer la asistenții medicali comunitari, la asistenții sociali, la consilierii școlari, în care, iată, s-a lucrat pentru a găsi proceduri comune în cele două, trei domenii pentru a oferi servicii de calitate și pentru a veni cu serviciile cât mai aproape de familie. Pentru mediul rural există pe axa 8, am avut acum câteva zile o întâlnire care asigură finanțări tocmai pe această latură a infrastructurii pentru cei care doresc să creeze centre comunitare integrate. Și mă bucur că există această axă de finanțare, sunt eligibile 5-6 până acum, 5-6 comunități din județul Bacău. Sper să dorească mai mult, să fie deschis spre aceste finanțări, pentru că nu e vorba de un concurs de proiecte, ideea este de a-și completa documentațiile și a face proiectul corect pentru a putea obține finanțare. Cam astea sunt precizările pentru acest obiectiv. Așadar, vă supun spre aprobare un proiect de hotărâre privind asocierea noastră de principiu dintre județul Bacău și orașul Buhuș. Domnul Humulescu. Fără doar și poate, este un proiect important, este un proiect cu impact social pozitiv, iar noi, consilierii din echipa ADE, îl susține și îl vor vota. Ceea ce vreau să subliniez, din cercul nostru, dumneavoastră enunțat lucrul ăsta, că mai sunt prevăzute și alte centre comunitare integrate. Noastră ați avansat ceva de 5-6, eu cunoșteam de încă 3. Unul dintre aceste centre urmând a fi realizat în localitatea Forgești. Un centru care, de asemenea, urmează să susțină activități în sprijinul populației din 4 ATU-uri. În condiții aproape similare cu cele din orașul Buhuș. Deci se dispune de clădire, trebuie să făcute acolo niște lucrări de reamenajare a clădirii pe compartimentele de lucru în care va funcționa acest centru comunitar integrat. Ceea ce vreau să spunez astăzi este că noi vom vota orice proiect de asemenea destinație, pentru că sunt proiecte care vin în interesul uman, este dorit de corporație, dar ne exprimăm și dorința noastră ca următorul proiect de asociere să fie o atenție Orgești, pentru a se realiza acest centru comunitar integrat în această localitate. Da, am spus mai înainte, chiar pentru UAT-urile din mediul rural, iată, este această sursă de finanțare prin Programul Operațional Regional AXA 8, în care susțin crearea centrelor comunitare integrate în mediul rural. Au fost câteva discuții. Termenul este până în iunie, așa că la Direcția de Specialitate din subordinea Consiliului Județean asigurăm toată expertiza și toată consultanța de specialitate pentru a-și întocmi proiectul vis-a-vis de reabilitarea acelei clădiri sau extindere de la caz la caz. Pentru cei din mediul urban, neexistând această posibilitate, de altfel nici suma nu este atât de mare. Și mă bucur că, așa cum a spus și dumneavoastră, este într-adevăr o nevoie reală de a crea aceste servicii și de a diversifica, a le dezvolta la nivelul comunității cât mai aproape de familie. Mulțumesc. Dacă mai sunt, domnul Nechita. Da, domnul președinte, stimați colegi, dacă toți suntem la asistență socială, am rugat câteva ședințe în urmă, s-o chemați pe doamna directoare sau președinte de țară să ne spună și nouă ce s-a întâmplat la Bășteni, să ne spună și nouă situația ei și văd că nu vreți deloc să ne ascultați. Vă întreb de ce. Domnul Vasile, eu cred că dumneavoastră sunteți o persoană informată, știți foarte bine cam cum dumneavoastră are. Situația doamnei Țițaru este în prezent prin dispoziția președintelui Consiliului Județean și la solicitarea ei suspendată activitatea începând cu 1 martie, pentru a-și clarifica situația juridică. Din punct de vedere juridic, nu am temeiul legal de a o suspenda eu, dar din punct de vedere moral, dumneavoastră a zis, până își clarifică situația în instanță și până rămâne definitivă, își suspendă activitatea, ceea ce eu am dispus acest lucru. Eu mă așteptam, dacă într-adevăr dumneavoastră aveți aplecare, am văzut spre ceea ce se întâmplă în serviciile din acest centru și nu numai, poate ne explicați cum faceți să aduceți finanțare pentru copiii și adulții care sunt în îngrijire în cadrul direcției, care nu e vorba de câteva sute de copii și adulți, și 2000 de salariați care la sfârșitul lunii va trebui să plece acasă cu un salariu, iar guvernul Orban a alocat doar 20% din standardul de cost, atenție, standard de cost, la nivelul lui 2015, că din 2015 nu s-a mai actualizat. Și știm influențele bugetare vis-a-vis de legea salarizării, știm influențele pe buget vis-a-vis de costurile privind utilitățile, cu utilitățile. Ca atare, e un standard de cost mult subevaluat. Nici măcar la acel standard, așa cum s-a angajat guvernul până anul trecut prin formula de calcul că 90% din cheltuielile de funcționare legate de standard de cost, însemnând o cheltuială minimă pe care bugetul, așa cum prevede Constituția, trebuie să o asigure. Bugetul Consiliului Județean vine să diversifice, să-și ducă planul și strategia privind dezinstituționalizarea și crearea de servicii cât mai aproape de cetățean, și vorba de servicii și de prevenire. Pe de o parte avem servicii de prevenire și iată, discutăm de centri comunitare integrate, pe de altă parte venim cu servicii care să reducem numărul de beneficiari din aceste centre. Din fericire, în județul Bacău, la copii nu mai avem niciun centru. Procesul de închidere a acestor centre mamut s-a finalizat în 2016, dar la adulți a început în 2005, când a fost preluat sub aceeași umbrelă, adică umbrela Consiliului Județean prin DGASPC. Așadar, există un plan de restructurare aprobat de Consiliul Județean în 2005, după aceea actualizat în funcție de surse de finanțare, și asta s-a întâmplat. În 2007-2008 s-au creat servicii la Târgu Ocna, unde au fost transferați 50 de beneficiari. Atenție, sunt adulți. Aici trebuie să ceri acordul persoanei. Nu poți să faci asta, pentru că nu sunt declarați printr-o hotărâre judecătorească, cum spuneați, cu probleme psihice sau nu. Ei sunt sub un anumit tratament, pentru că dacă sunt într-adevăr cu o problemă gravă de sănătate, îi găsim în unitățile spitalicești. Acolo e unitate de asistență socială și au toate drepturile pe care le are orice persoană. Ca atare, s-au făcut aceste transferuri, după aia următorul transfer pe un alt proiect la Filipești, și pe locuințe protejate și pe un centru. Se asigurau, așa am preluat în 2005, se asigurau acei 410-420 de beneficiari aceleași tipuri de servicii, chiar dacă ei aveau cumva nevoie de servicii diferite, li s-a asigurat aceeași îngrijire și același tip de, ceea ce nu era corect. Asta facem acum. Dar este un plan care durează, de aceea acolo, eu o să propun ca una din ședințele Consiliului Județean să le ținem la răcăciune. Adică, cred că puțini au ajuns acolo. Da, puțini au ajuns acolo pentru că odată cu acest proces de restructurare și de dezinstituționalizare, ceea ce este firesc, numai că nu, repet, nu se întâmplă într-un an, 2, 3, noi l-am început în 2005, astăzi mai sunt 180 sau 190 de beneficiari, exact. Au fost 410, dar pe de altă parte, noi, odată cu acest proces de dezinstituționalizare, a fost un proces sau un plan de prevenire de a intra în instituții. N-are ce face UAT-ul sau primăria dacă nu și-a creat servicii, ce să facă? Deci apelează la instituțiile Consiliului Județean și atunci el ajunge în acest centru. Și atunci trebuia cumva creat și pentru cei care vin din comunitate, dar și pentru cei care vin din aceste instituții mamut. E un proces care se derulează pe o perioadă mai lungă. Ne ținem de foaia asta de parcurs, faceți parte din acesta și ca atare ați văzut și rezultatele, dar moștenitorii conacului, moștenitorul proprietarului conacului și o parte din clădiri au cerut revendicarea, au solicitat revendicarea, că sunt moștenitorii reali, și au solicitat să ori să eliberăm de acolo, ori să plătim chirie. Chiria era destul de mare, așa că ușor, ușor am eliberat o parte din clădirile alea care sunt astăzi dezafectate. Din păcate, imaginile care le-am văzut la televizor sunt ușor distorsionate, ca să zic așa, pentru că s-a filmat și zone dezafectate, deși la București s-a transmis și a zis este o zonă dezafectată. Nu, tu trimite-mi ce ți-am cerut, dăm zona de acolo dezafectată, adică cred că este și un pic o rea intenție. Au venit două echipe de control, una la comitetul, pe lângă acel ONG, centrul acela juridic de resurse juridice, care nu prea are competențe reale date. Există un comitet de monitorizare care e în subordinea Parlamentului. ăla are atribuții specifice. Cumva acest centru a intrat într-un mod nu foarte, foarte legal în interiorul centrului, dar pentru că și-a arătat toată deschiderea, conducerea, a intrat, a filmat, a fotografiat, a făcut un raport pe care l-a înaintat președintele autorității. Președintele autorității care vine și ea din zona ONG-ului. Bun. Acum, după, a venit Comitetul de Monitorizare din subordinea Parlamentului și după ce a plecat Comitetul de Monitorizare a venit și Corpul de Control de la Autoritatea Națională pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilități. Așadar au fost 3 rânduri de controle. Așteptăm, eu n-am niciun raport, n-am niciun exemplar din raport. O să vedem raportul, vă invit să ținem o ședință acolo și să clarificăm ce e real, real. Deci nu stau lucrurile, nici nu sunt foarte rozii, pentru că e o clădire, sunt niște clădiri foarte, foarte vechi. Un centru mamut care era în primile acum 6-7 ani, erau în primile 10 pe țară, cu cei mai mulți beneficiari. Și la Bacău figura răcăciune. Se fac eforturi în sensul ăsta, dar le discutăm pe toate la fața locului, ce s-a făcut, în ce stadiu suntem și ce mai trebuie făcut acolo. Nu mă îndepărtați. Guvernul Orban o să ia bani. Îți vreți dumneavoastră, da? Guvernul Orban vreți să-ți dă bani. Nu vreau să ne ducem acasă. De aia să vă mulțumesc, deocamdată vă știu, că nu veți colaborați cu noi, să ne spuneți și nouă ce e acolo. Nu ne spuneți ce s-a întâmplat cu doamna pistolară, care a bătut asistenta și a dus-o în spital, nu ne spuneți nimic. De ce nu ne spuneți și asta? Și m-am întrebat altceva, nu mă întrebat să nu mai vreau să țin. Aia au ce mâncat dacă sunteți cu barul la vedere. Doamne, Tica, mai mult de atât ce să le rând. Eu cred că grija noastră este sigur că fiecare răspunde pentru ce face. Atenție! Fiecare răspunde. Păi e grija noastră. E grija noastră. Dar acum, faptul că dumneavoastră reprezentați, sunteți consilieri județeani, ai Partidului Național Liberal, al cărui partid este la guvernare, vă rog să vă îngrijiți ca acești bani care sunt măcar la nivelul 90% din standard de cost să ajungă în bugetul Consiliului Județean, pentru că astăzi, și ajungem acum și la buget, Consiliul Județean a primit cu 75 de milioane mai puțin față de anul trecut, ceea ce nu este corect. Nu sunt cheltuieli la vedere. Da, unde sunt la caiet? Nu-i nimic, o să ajungem și acolo, o să vă arătăm și că... Ba, sunt. Sunt investiții, dar ajungem la buget. Deci, pentru transparență, pentru a nu mai lansa tot felul de acuzații care sunt grave, care sunt destul de grave, repet, fiecare răspunde pentru ceea ce are niște atribuții, prin fișa postului, răspunde pentru ceea ce face și nimeni de aici, din sala asta, nu cred că acoperă o ilegalitate. Da? Și dumneavoastră sunteți consilier județean și v-am invitat cu oricând puteți intra în oricare centru, în oricare serviciu din Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului. Păi e normal să respectăm. Nu poți. Intrați oricare din dumneavoastră, fiiți consilieri județeni, puteți intra. Sigur că normal că luați legătura cu șeful de centru. Să vă pierdeți pe acolo. Bine. Să nu vă pierdeți acum. Dacă mai sunt intervenții. Dacă nu vă supun la vot în proiectul. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri, împotrivă, nu sunt. Rămânem tot în zona asocierilor. Ați văzut că la echilibrare banii care i-am primit, acei bani puțini de la guvern, i-am dirijat către mediul rural. Pe mediul urban am venit să susținem obiective care sunt de interes județean și importante pentru aceste comunități urbane. Și asta se întâmplă astăzi. Așadar, proiectul care îl prezentăm, este asocierea de principiu între județul Bacău și municipiul Bacău în vederea finanțării și realizării unei investiții pentru construirea unui atletic parc. După cum bine știți, mișcarea pentru... Am să dau citire raportului de aprobare a proiectului de hotărâre. Beneficiile mișcării pentru organism sunt nenumărate, de la întărirea musculaturii până la efectele benefice asupra psihicului, toate aduc un plus pentru starea de sănătate. Se știe de asemenea că sportul practicat constant, dar și anumite exerciții periodice sunt metode prin care ne asigurăm că organismul va funcționa mai bine. Activitatea fizică aduce numeroase beneficii, care asta o știm cu toții, sedentarismul, sportul poate fi divers, specialiști. Este vorba de noi ca aleși locale, de a ne îngriji și de starea de sănătate a cetățenilor, de a căuta modele moderne de succes, după care să ne inspirăm în adoptarea unor măsuri care să vină în sprijinul cetățeanului, inclusiv prin crearea unor proiecte care să aducă un plus de modernism și, în cazul petrecerii, timpul liber în mod sănătos. Așa s-a născut ideea creării unui atletic parc construit pe terenul actualului stadion municipal, un parc puțin altfel, în care mișcarea să poată fi realizată atât în mod tradițional, cât și implementând o serie de activități mai puțin regăsite în parcurile clasice. Construirea unui asemenea parc în plină zonă centrală a Bacăului va avea numeroase beneficii pentru comunitatea băcăoană sub mai multe planuri: urbanistic, sportiv, social și, nu în ultimul rând, economic. Pe slide-urile din față aveți câteva imagini din acest frumos proiect pe care îl propunem astăzi. Reconversia zonei pe care în prezent se află în ruină, din păcate, fostul stadion municipal, într-un parc de atletism cu funcțiuni multiple, spații verzi și de promenadă, înseamnă a reda circuitul urban, o zonă în prezent în paragină. Mai mult, recuperarea respectivului teren în funcțiunea sa inițială, aceea de amenajare sportivă destinată publicului larg, apreciem că va conduce la creșterea apetitului băcăoanilor pentru sport și la relansarea fenomenului de sport și de sportul de masă în orașul nostru, știut fiind că vecinătățile actualului aplasament sunt folosite de băcăoani în timpul sezonului estival pentru a practica sportul în timpul liber. Nu în ultimul rând, investiția pe care dorim să o promovăm la nivelul municipiului Bacău profită de zona cu facilități sportive din oraș. Este vorba de Parcul Olimpic, care înglobează, care include bazinul de not, sala de atletism, sala sporturilor, terenurile de sport din împrejurim, de tenis și de fotbal, înscriindu-se, din punctul nostru de vedere, în specificul pregnant sportiv al acesteia și contribui la creșterea gradului de atractivitate a Bacăului. Apreciem de asemenea că exemple de bună practică din alte țări europene sunt nu doar de luat în seamă, ci chiar de importat, cu atât mai mult cu cât costul acestora e unul sustenabil. Iar soluția propusă, așa cum se prezintă Athletic Exploratorium din Odense, vorba de Universitatea din Odense din Danemarca, este una novatoare, în acord cu exigențele unor reconversii urbanistice moderne, durabile și prietenoase cu mediul. Și să nu uităm totodată că Bacău este o pepinieră de campioni de atletism și că drumul performanței în acest sport începe de la vârste timpurii, cărora li se adresează un proiect ca cel propus de noi spre implementare pe terenul actualului stadion. Facem de asemenea precizarea că proiectul de hotărâre se prevede ca drepturile și obligații părților asociate vor fi aprobate ulterior prin hotărâri adoptate de autoritățile deliberative implicate, precum și faptul că pentru realizarea obiectului asocierii, contribuția fiecărei părți implicate este după cum urmează. Județul Bacău va asigura finanțarea realizării obiectului asocierii, deci vom finanța această investiție, iar municipiul Bacău va pune la dispoziție terenul necesar realizării obiectului asocierii, liber de orice sarcini, care va asigura demolarea construcției existente și se va îngriji de obținerea oricăror taxe, avize, autorizații. Vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind asocierea de principiu dintre județul Bacău și municipiul Bacău în vederea finanțării realizării aceste investiții pentru construirea unui atletic parc. Și aș vrea să mai fac o mențiune aici. Am avut o discuție telefonică cu doamna Doina Melinte, care este și cetățean de onoare a județului Bacău, și am solicitat dacă ce părere are în primul rând de acest proiect și doi, dacă ar fi de acord ca această investiție, acest obiectiv să-i poarte numele, pentru că dacă o parte dintre noi își aduc aminte, poate o parte au și alergat pe această pistă, în parc și în fostul stadion Dinamo, Parcul Libertății, exista o pistă de 800 de metri, era pista de antrenament a doamnei Doina Melinte când era sportiv de performanță și în cantonamentele dânsei. A fost încântată de propunere, s-a bucurat că este pentru publicul larg, pentru sportul de masă, dar totodată am menționat, zice, foarte bine se pot antrena și sportivii de performanță, fie că sunt cei de la atletism, fie că vorbim de cei de la volei, din echipa de handbal sau fotbal sau cei de la lupte greco-romane, cei de care practică în notul, se pot foarte bine antrena pe acest viitor atletic parc. Vă rog, domnul Mihailă are o intervenție, vă rog. Vreau să precizăm, să fie clar pentru toată lumea, că imaginile pe care le-ați prezentat nu fac obiectul unei machete sau unui proiect. Sunt doar imagini importante din Dări Macar. Ar fi zis acolo. Și am spus și în expunerea din Amadie. Am menționat aceasta. Mă culisesc că abordăm prima parte a expunerii de motive, care erau o pledoarie pentru mișcare, pentru împotriva sedentarismul, pentru sănătate în general, m-a județ așa un sentiment de optimism. M-am gândit că, în sfârșit, ne-a sfârșit cu municipalitatea, să facem ceva în organizațiilor sportive, afectate dramatic după anii 90. Optimismul, de păcate, ne-a fost rapid spulberat, când am înțeles că, de fapt, Atletic Park se dorește a se amenaja de amplasamentul stadionului municipal. Practic, asocierea noastră presupune demolarea stadionului municipal. Lucru care m-a ajutat enorm pe mine, pe colegii mei, sper că și pe mare majoritatea noastră, dar cel mai important, pe majoritatea de proprietatea corporatului. Și ne asigur proprietatea termenilor, o să revenim pe acest aspect cu documente, dacă vreți. Peste 80% dintre corpoani sunt împotriva demolării stadionului municipal. Și eu cred că oamenii au dreptate. Stadionul municipal este un obiectiv foarte drag corpoanilor. Este o parte a istoriei acestui oraș. Aici au fost două competiții naționale și internaționale de prestigiu. Aici am citit, nu eram contemporan cu cele vremuri, dar aici a evoluat prima echipă românească de fotbal în Cupa Orașului Târgului, UEFA anilor 1960. Aici au strălucit magna legendă de fotbalul românesc, se remitând de mine din toți. Eroul nostru de la Guadalajara, Mexico 1970, campionatul mondial. Sigur că și după 1990 s-au întâmplat câteva lucruri bune în sport. Vrea să spuneți de Lebrovski, dar cei care nu. Cred că au spus Lebrovski, da. Lebrovski, da. Marea legendă a noastră. Da. Eu mulțumesc de mine. Da. Și cred că și doamna președinte pe care ați amintit-o, cred că a alergat pe pista olimpică a stadionului pe multe ori și au fost și organizate multe concursuri de atletism. Da, și după 1990 s-au mai întâmplat lucruri bune în sport, în fotbalul băcoan și chiar cu stadionul. Dacă nu înșel, la început anul 90 și s-a construit o instalație de nocturnă, performantul, mai puțin mai a fost în țară și au mai fost efectuate lucruri de reabilitare. De aceea nu sunt de acord cu termenul din expunerea de motive, scuzați, legea care etichetează stadionul ca fiind o ruină. Poate fi doar o aparență. Pentru că, de adevărat, în ultimii 4 ani de zile, stadionul municipal Bacău a fost complet abandonat. De adevărat, trebuie să recunoaștem că ideea renovării stadionului, de era renovare, dar să zicem, ideea renovării a făcut undeva în perioada anului 2007-2008, dar a fost rapid abandonat după reacția deprimentă a opiniei publice. Mai mult, în 2013, administrația municipală de la acea vreme a alocat 2 milioane de lei pentru lucrări de modernizare, înlocuirea gazonului, realizarea drenajului în păzit subterană, lărgirea pistei cu 2 benzi, pistei de atletism. În 2014 se aprobă prin HC 207 documentația de consolidare și modernizare a stadionului și de asemenea încep demersul de la Compania Națională de Investiții pentru sprijin financiar în acest sens. Drenajul și încălzirea stadionului s-au realizat în mare parte. Dar în 2016 nimeni n-a mai urmărit finalizarea lucrărilor. Stadionul, cum spuneam, a fost practic abandonat, deși a coordonat comiterea înainte de preluarea mandatului, continuarea reabilitării stadionului și felicitări printre altele, am solicități ca pe dumneavoastră. Actualul stadion nu este numai pentru fotbal, ci pentru atletism, pentru accesul populației la mișcare, în întreg statul. Dar numai s-a promis, data s-a realizat. Stadionul, cum spuneam, a fost practic abandonat. S-au lăsat boscheții să crească în tribună și au fost defrișați arbori din spațiile verzi. Și adevărat că dă impresia unei și percepția publică este că acest lucru este preveditat pentru a se justifica demolarea, în miză fiind terenul de sub stadion, adică un cuantum de câteva milioane de euro. Câteva milioane de euro. Cam atât se răspune ca valoarea terenului de sub stadion. Această demolare vine de păcate după altele care s-au propus în municipiul nostru. Să ne amintim, stadionul Partizan a fost demolat, actual ne-am se află ca un casamentul Roa Colino. Stadionul Libertății din Parcul Cancicov, de care se vede noastră, în care de la Demetrie, iarăși a fost demolat. Terenul de fotbal, unde se antrenau elevii liceului de fotbal, iarăși sunt dezafectați. Spuneți Partizanul de ce l-a demolat? Spuneți și asta. Poftiți? Spuneți cine a demolat Partizanul? Deci a fost demolat. Nu știu dacă a demolat un lucru. Cine era? Cine era? Cine era primarul de perioada aia când s-a demolat? Nu am realizat. Doamna Coce, n-am acuzat pe nimeni. Arătam prin exemple starea dramatică a bazei scotele din municipiul nostru. Am mai rămas la zonul municipal, despre care vă spun acum. Exemplu demonstrează clar că bazele sportive practic în municipiul acum nu există. Și de aceea eu, colegii mei și sper că am stat de Consiliul Județean, ne opunem categoric acestui proiect. Nu pentru că am fi împotriva realizării acestui atleti parc, cu idei de altă generoasă, ci pentru locația care este utilizată pentru construcția acestui obiectiv. Dacă vreți, ofer un feedback gratuit. Anul trecut, exact un an în urmă, eu împreună cu mai mulți deputați am început o acțiune de strângere de semnături pentru salvarea stadionului. Pentru că această idee a fost efectuată de vreo 2 ani în urmă, în Consiliul Municipal. Vreau să vă spun că au fost întrebat câteva mii de oameni și domnul întâlnit la întrebare. Ați uitat că Stavarache a început de miercuri? Am vorbit despre asta. Am vorbit despre asta. Hai să lăsăm. Vreau să vă spun, să devii interpretați peste 80% și am unii documente. Domnule, să sintetizați de problemă. Ține vorbă. Ați zis că ați făcut pe sinteze, da? Peste 80% sunt împotriva și sunt pentru demararea lucrărilor de reabilitare să aduce stadionul la strălucire de altă dată. am putea, noi Consiliul Județean, dacă municipalitatea am fost în stare, să inițiem o dezbatere publică, să invităm oamenii ai sportului, să invităm viitorii sportului, orice vă contează și lucrurile, dezbatere care ar putea pentru oameni online și putem găsi soluția cea mai bună. Doamnelor și domnilor, doamnelor și domnilor consilieri, este una dintre lucrurile noastre și puncte din acest mandat. Nu știu câți dintre noi se vor regăsi în normal. Așadar, o rugăminte. Știu că presiunile și indicațiile de partid sunt tare. Ei nu mai pot ușor. Dar vă rog la acest proiect, votați cu inimă și suflet. Mulțumesc! Da, o să dau cuvântul în ordinea asta, următorul domnul Nechita. Da, după aia domnul Cucerescu. Domnul Chenacu. Domnul președinte, stimați colegi. Domnul Curarescu a fost, din fapt. Eu sunt... Da, era fac scris înaintea mea să încerc să-mi puține. Da, domnul Curarescu. Da, domnul Curarescu. Mulțumesc frumos, domnule președinte. După cum știți, sunt surprins de propunerea pe care a făcut-o doamnei Doina Melinte, n-am știut despre ea, mă surprinde plăcut și tocmai pentru a, cred eu, a nu închina numele, vă aduc la cunoștință că în cadrul Comisiei de Specialitate, respectiv Comisia Economică, am abordat acest punct de pe ordinea de zi, unde am adus în argumentul de a mă abține de la a vota acest punct de ordinea de zi, câteva aspecte, mai ales de ordin juridic. Aș vrea, în fața dumneavoastră astăzi, să aduc alte argumente, și anume că oamenii se căsătoresc, dar înainte de a se căsători, o perioadă de timp se rogodesc. Instituția rogozei a fost introdusă în Codul Civil din anul 2011. Ceea ce facem noi astăzi, de fapt, este un fel de rogodă. Adică, acordul acesta de principiu este, într-adevăr, o rogodă pe care ne dorim cu municipiul Bacău. Dar, din păcate, tot legea, ca întotdeauna, stabilește și niște penalități, și niște daune care trebuie plătite atunci când unul dintre cei doi pretendenți nu își respectă obligații. Eu cred că a ne arunca în acest proiect, în lipsa unei documentații cât de cât clare, nu ar aduce prejudicii pentru Consiliul Județean. Și mă refer aici la faptul că se discută despre demolarea stadionului. Într-adevăr, există și nostalgie cu privire la acest stadion. Viața merge mai departe. Din păcate, trebuie făcut o expertiză să vedem dacă, într-adevăr, el mai prezintă un grad de securitate pentru a se desfășura activități în acest stadion. Este bine să ne adaptăm la vremurile noastre, dar, repet, și în cadrul Comisiei am arătat că în 2013 s-a făcut un act de alipire. În actul acesta de alipire au fost introduse într-o singură parcelă, într-un singur imobil, un singur număr cadastral, atât parcarea din fața stadionului, stâmpii, cât și terenul aflat sub stadionul municipal. Întrucât proiectul prevede doar partea de stadion municipal, eu cred că va rămâne în aer și va produce consecințe juridice nefaste, tocmai partea din față, respectiv parcarea acestui stadion. Eu nu mă tem că pe acest teren se va construi altceva decât ceva care să fie destinat activităților recreative, educative sau sportive. Sunt convins că acest lucru se va face. Însă vreau să-l facem în deplină cunoștință de cauză, să fie documentată foarte bine planul care se va face, cu atât mai mult cu cât în zonă, noi am discutat tot timpul despre zona stadionului, iar zona stadionului este una mult mai mare, care cuprinde și terenurile care actualmente din jurul stadionului sunt cele mai mari, cele mai multe dintre ele sunt private și cu siguranță că pe acele terenuri vor intra la un moment dat regimului economic. Ca atare se impune, repet, din partea municipiului să facă un studiu de impact, o proiecție cu privire la întreaga zonă a stadionului și apoi, cu siguranță, că voi fi de acord cu absolut orice formă de a ne implica în construirea unui complex sportiv. Vă mulțumesc! Da, înainte de a da domnul Mihail și domnul Îmbrăiescu trebuie să fac câteva mențiuni și după aia o să dau cuvântul. Vis-a-vis de penalități, ca să o luăm într-o ordine inversă, de fapt, vis-a-vis de penalități, ca să vorbim de penalități, ar trebui să existe deja un parteneriat, un contract care stă la baza asocierii noastre, cu termene, cu obligații, cu ceea ce ați văzut în celelalte două, există un model de contract, cadru în spate, aici nu, este vorba de o asociere de principiu. 2. Ați vorbit de studiu de impact. Ieri, în cadrul dezbaterii la proiectele și strategii privind dezvoltarea teritoriului a zonei metropolitane, domnul primar Cosminecul a prezentat în cadrul că există două studii de fezabilitate făcute pe acel teren, tocmai pentru a construi un alt stadion pe aceeași locație. Studiile au arătat că, fiind studiu din punct de vedere geologic, terenul, structura solului nu permite construirea unui nou stadion decât la niște costuri foarte mari. Și a prezentat că la un număr de 15.000 de locuri, costurile s-ar duce la 40 și ceva spre 50 de milioane de euro. Ceea ce în medie, în toată lumea asta, e undeva la 1000 de euro pe loc ar veni ca și construcții în momentul în care împarți cheltuiala la numărul de locuri. Faceți și dumneavoastră socoteala să vedeți cât este de scump. Deci nu se merită, nu este eficient. O altă chestiune legată de situația juridică. Stadionul este în domeniul public și terenul în domeniul public al municipiului. Este în proprietatea municipiului Bacău. Are o destinație precisă, activități sportive. Nu se poate face absolut nimic altceva, nu se poate înstrăina. Este inalienabil, imprescriptibil. Deci, așa asta, plecăm de la aceste lucruri ca să fim foarte bineînțeleși. În 2004, pentru că domnul Mihail ne-a dus așa un pic, dar a spus cumva pe lângă, să zicem, dacă tot ați dus-o în istoric, hai să spunem lucrurile și cu toții aici, cred că suntem de acord, că în 2004 administrația PSD de atunci a lăsat un stadion funcțional la standarde UEFA. Aici, în 2003-2004, dacă vă aduceți aminte, au fost meciuri din Uniunea Europeană, cu nocturnă, atenție, cu instalații din nocturnă, da? Și după, atenție, după 2004, după 12 ani de administrație PNL, ce ați lăsat? O ruină, că despre asta vorbim. Ruina actuală nu este stadion. Punct. Și dacă tot ne ducem la studii de fezabilitate și am văzut că sunteți documentat, vă rog, puneți-o și mie la dispoziție un pic, să vedem ce scrie. Am aici Gazeta Sporturilor. Și hai să vedem ce spune Gazeta Sporturilor la vremea respectivă, adică pe 27 iulie 2015, că tot discutăm de... Spune așa, cu 8,15 milioane de lei aloca primăria în bugetul pe 2015 pentru continuarea lucrărilor la tot ce înseamnă zona stadionului de acolo. Dacă mergeți pe șantier, veți vedea că există o cichinetă pentru paznici și vreo două becuri economice, iar în spatele firmei de pază zice că unul dintre șefii poliției locale. Cred că ar fi interesant să aflăm cât decontează primăria pe aceste servicii. La capitolul stadion, pe 2013 și 2014, costurile s-au ridicat la 1.328.503 lei, circa 300.000 de euro. Aici campioana încasărilor e societatea, citez, Segama SRL, vă spune ceva? Cu echivalentul de 242.000 de euro, adică 82% din banii alocați de primărie. Compania aparține lui Liviu Goian, fratele internațional Dorin Goian, care enumeră pachetul de lucrări efectuate, decopertare, modul de încălzire, gazon, bazin, retenție apei fluviale, întâmplător sau nu, contractele cele mai consistente de la stadion au ajuns în curtea unor apropiați ai primarului de atunci, Romeo Stavarache, peste 2,3 milioane de lei, dar eliberat între timp și, nu mai citesc mai departe. După aceea, în 2016, în ianuarie, se vorbește de proiectul de suflet al stadionului. În proiectul de buget pe 2016, primăria a prins suma de 1.081.000 pentru finalizarea, reabilitarea suprafeței de joc, 2.000 de lei pentru reabilitarea tribunei. Și vorbește viceprimarul de atunci, Radu Ababei, termenul de finalizare pentru suprafața de joc este 2016. Eu am convingerea că până în toamnă va fi reconfigurată și tribuna B, astfel încât în septembrie-octombrie municipalul să poată găzdui din nou meciuri de fotbal. Viceprimarul de atunci asigură că, citez, modernizarea stadionului este proiectul meu de suflet, închei citatul, și estimează că în anul 2017 va fi finalizată tribuna aia, iar în 2018 peluzele. Totalul cheltuielilor, undeva spre 17 milioane. Dragii mei, asta este adevărul. Deci ăsta este adevărul despre așa. O zonă infectă, că asta este, în care cetățenii, dacă vă uitați, aleargă pe lângă bălăriile de pe lângă stadion, pe care noi acum încercăm să venim cu o propunere de un proiect sportiv în care să punem în valoare, să redăm în primul rând băcăoanelor activitatea sportivă, pentru că el are o destinație, dacă are 12 cu 3, 15 ani, în care nu s-a întâmplat nimic. Nu că nu s-a întâmplat nimic, a devenit o ruină. Acum încercăm să-l punem în valoare, să venim cu această propunere, să-l punem în valoare și să întregim complexul de acolo, pe lângă și propunerile pe care le are primăria. Ieri, domnul primar a spus, da, intenționăm să facem o arenă de tenis acolo. Îmi trebuie vreo 3 hectare. Pentru acest proiect este undeva la 2 hectare. Sunt 4 hectare jumate sub stadion. Cu câteva expropieri ne putem duce la 5 hectare. Cu fluidizări, cu respectarea standardelor, eu zic că încap cele două și vin să completeze perfect. Valoarea acestei investiții undeva la 1.600.000 de euro, pe care am zis o prindem în bugetul pe anul acesta, este prinsă în buget, să începem de anul acesta cu condiția, sigur, ca primăria să asigure terenul să demoleze. Vis-a-vis de stadion, există această posibilitate, acum este proiect în care o companie privată de renume pe care o știm, dar nu am acceptul acestei managerilor acestei companii sau proprietarii acestei companii să-i pronunț astăzi numele, o să o facă dumnealor când consideră, de un stadion modern cu toate fluidizările, pentru că, atenție, chiar dacă se putea, trebuie să mai menționez ceva, a spus primarul așa ieri, chiar dacă s-ar fi putut construi, să zicem, din punct de vedere tehnic, stadion pe aceeași locație, nu mai corespundea standardelor impuse de UEFA, în sensul că nu exista aceste fluidizări pe care trebuie să le aibă și conexiunile cu anumite străduții, trebuie mult mai multe fluidizări, plus parcări și așa mai departe. Deci, oricum, nu ar fi îndeplinit aceste condiții, care în 2004, iată, le îndeplinea la acel timp. Proiectul, trebuie să menționez, nu este furat. Proiectul este un model de bună practică care este astăzi implementat și la Universitatea din Odense din Danemarca și noi deja am demarat o corespondență cu grupul de arhitecți, cu grupul de proiectanți de acolo și în momentul în care o să avem niște răspunsuri clare, o să vi le punem la dispoziție. Deci nu facem altceva decât acest model de bună practică care ni s-a părut și ca cheltuială destul de fezabil, să putem pune în operă cât mai repede, să redăm băcăoanilor. Mai mult de atât, ce am cerut și opinia, să zic, a băcăoancei noastre, a campioanei noastre, Doina Melinte, a cetățeanul nostru de onoare, și a fost foarte încântată. A zis, am crezut că veniți cu un proiect doar pentru sportivii de performanță. Dar veniți cu un proiect pentru sportul de masă, ceea ce mă încântă, și pot să se antreneze și sportivii de performanță. Am zis, este doar o propunere. În momentul în care o să concretizăm ceva, o să vă invităm sau o să vă trimitem să discutăm mai multe pe marginea acestui proiect. Este doar o propunere de a pune în valoare, să zicem, după 15 ani în care el a stat în ruină. Cred că nu am greșit cu absolut nimic dacă e să discutăm vis-a-vis de pledoaria pe care ați făcut-o, și trebuie să spunem aceste lucruri, că din 2004 până în 2000, astăzi suntem în 2020, nu s-au întâmplat mari lucruri, s-au cheltuit bani, dar el a ajuns o ruină. Și a trebuit să citesc din presa vremii lucruri care au fost, de altfel, o cercetare jurnalistică făcută și de către Deșteptarea, dar și către Gazeta Sporturilor de atunci. Dacă mai vreți să intervin, Ionuț Cucerescu, după care Marcel Nechita. Vă rog, Marcel, hai! Marcel Nechita, Ionuț Cucerescu, stimați colegi. Eu sunt sigur că nici dintre dumneavoastră la PSD nu vreți să votăm acest proiect. Vă spun de ce. Noi acum suntem sărâți într-o cervă unde n-avem ce căuta, probabil un punct financiar ca să dea cineva, n-avem ce căuta aici. De ce? Pentru că acest lucru trebuie să-l facă municipiul Bacău noi. Ce căutăm noi în mediul ăsta? Deci ce căutăm noi mie și asta? Eu vă spun că tot ce a spus domnul președinte, cu toate proiectele care au fost făcute, știți cine a făcut studii de fezabilitate și s-a făcut un studiu dacă stadionul rezistă, reconstruit, da? Domnul Amâi Constantin, dacă ați auzit de el, este un arhitect cu renume și care a spus că acest stadion se poate renova și se poate da să fie în funcțiune. Da? Deci ce nu faci mai bine? Ce nu faci în municipiul Bacău, în studiu, în stabilitate, ce faci noi județul? Și eu mai înainte că nu se poate dezvoare, dar au niște costuri mari. Ok? Deci am spus și mai înainte, nu că nu se poate, se poate face, dar cu ce costă? Cu ce costă? Are piști. Cu costuri puține. Costuri triple, domnul. Triple. Domnule, eu vă întreb ceva. Dumneavoastră ați fost consilier local, aveam președinte de ședință atâtea. Domnule, ce ați făcut 12 ani? 12 ani cât ați făcut? Cine-i dați lecția? Ce ați făcut 12 ani, domnule? De ce nu l-ați făcut? Stadionul ăla, Operla, a făcut un scroll, stadionul ăla, a cheltuit bani și acum dăm rău. Deci, Peruza a doua a început. Băi, din păcate, noi am plecat de păcate banii aia care sunt, banii aia care sunt, nu v-am întrerupt, da? Deci nu v-am întrerupt dacă nu am mai făcut. Dacă nu v-am întrerupt, deci v-am lăsat să vă expuneți tot ce știți. Doamnele Chita, vă rog, azetele aia care citesc noastră, depinde de cine sunt scriși. Eu știu realitatea că am văzut în comică, da? Deci acest stadion se poate reface, are pistă de atletism, e un stadion care poate fi făcut european. Pe lângă stadion sunt parcul, unde poate merga orice, și eu alerg în parcul mare, da? Deci eu alerg, da? Se poate alerga pe malul Bistriței, sunt terenul de spate unde sunt privat, ca să știți. Noi dacă dăm drumul să străgăm acest stadion, gândiți-vă foarte bine, tot ce ați privat din jurul lui, vor sări ca ulii pe locurile lor, cu terenurile lor, nu se va mai ține cont de nimic. Eu vă rog frumos, nu ne băgați în morcină, lăsați punctul ăsta să dezbată altcineva, municipiul Bacău, nici municipiul Bacău, eu am stat de vorbă cu consilierii locali de la municipiul Bacău, e cealaltă, inclusiv cu primarul. Nu vrea nimeni să duce acest stadion, îi sar oamenii în cap să se-i bată cu pietrii, și atunci eu zic, ia vă domnul județenii, voi că poate, vă luați voi dreptul, eu știu, 5 ani, de la acea manevră care se face, și noi, noi suntem în municipiu, nu am putut rău, nu știu. De ce ne băgăm aici, vă întreb? Și vă întreb și noastră, dați colegi. De ce vreți să ne cercetezi? Că ați văzut în sport și Ploiești, și Timișoara, și Constanța. Consilier de ce cercetați și... De ce vreți să mergeți în altă parte? Din păcate, nu am jurat drumul. Da, și vis-a-vis de astea le consider mișmașuri, vis-a-vis de ce spuneți dumneavoastră, ca să vă citez, mișmașuri din astea sunt mișmașurile care le-ați făcut 12 ani de zile. Astea se că faceți parte din ceea ce s-a întâmplat acum 12, nu? Păi foarte bine. Deci noi venim de o propunere, cu nimic altceva și sigur că în baza acestei propuneri să fac studii, de-aia am spus că am demarat o corespondență cu proiectanții. Nu inventăm noi roata, nu facem nimic, este un model de bună practică pe care vrem să-l importăm. Ce este rău? Niște cheltuieli destul fezabile. Doamne, dumneavoastră nu vreți, asta este problema noastră, pentru că 12 ani n-ați reușit să... N-ați reușit decât cu bani cheltuiți și să aduceți într-o ruină. Cu municipiul BACău, dacă doamne, nu o să vă vezi, cât pe populația municipiului BACău o să țară cu ei. Să vedeți ce se întâmplă. Mergem acum pe stadion. Eu, Necula, mergem pe stadion să-mi arătați instalația din călzire. Să vedeți ce e acolo, nici măcar gazul nu mai stă. Pietriș acolo. Să-mi arătați instalația. O aveți în preț, aici sunt sumele care au fost... Sunt sume, cum ați zis dumneavoastră, știi? Pe hârtie, probabil ați trecut la caiet acolo la partea. S-au dat bani, trebuiau să fie acolo. Bun, cine mai, dacă mai intervine? Stați, stați, să respectăm acum ordinea, da? Ionuț Cucerescu. Ionuț Cucerescu e o genă, o tănață și după aia. Eu, cu riscul de a repeta ce s-a spus, cred că nu ne-am înțeles. Deci, încă o dată, studii de fezabilitate sunt făcute. Au constatat cei care au făcut studiile că, într-adevăr, se poate de făcut stadion acolo, la costuri triple. Un stadion costă, ca să faci 1000 de euro de loc. Pentru Bacău, 500.000 de locuri e suficient. Da? Ar trebui să fie 500 milioane, da? Pentru stadionul ăsta trebuie 45, ca să fie făcut în acel loc. E făcut studiu. Deci nimic complicat, cifre, e simplu. 2 la mână. Facem un stadion cu prețuri triple, ca să nu putem primi niciun meci UEFA, fiindcă au niște standarde foarte dure, cei de la UEFA. Trebuie să ai acces, trebuie să ai locuri de parcare. Nu trebuie să fie nici într-un caz un spital județean lângă stadion. 3. Gândiți-vă că toate stadioanele care sunt făcute în țară, pe lângă meciuri de fotbal, se mai folosesc și în alte scopuri. Concerte, de exemplu, da? Aici, dacă facem stadionul într-acest loc, nu o să putem organiza absolut nimic. Meciurile UEFA nu, concerte nu, îl folosim ca la antrenamente. În echipa de fotbal poate o să se facă, să dea domnul, să avem iarăși echipa de fotbal, în timp. La asta trebuie să ne gândim. Știu că melancolia este. E ceva normal. Eu nu sunt băcăuan și vă înțeleg foarte bine. Și la noi, și noi s-au distrus o grămadă de locuri și te doare. Dar trebuie să ne gândim la cât de practic trebuie să fii. Și încă o dată, nu uitați, deci schimbarea destinației acestui teren este imposibilă. Uitați de moluri în locul stadionului. Luați-vă gânduri. Domnul... Deci ieri am ascultat intervenția telefonică, intervenția la radio a domnului Mihailă. Nu mai ascultați în spațiu public că se construiește nu știu ce și nu știu ce boom imobiliar se face. Nu este adevărat. Schimbarea destinației este lege și din domeniul public și Ministerul Tineretului și Sportului nu permite schimbarea destinației. Trebuie să facă un complex sportiv acolo. Primăria vine cu un proiect, de-aia se face un teren de tenis, da? Este, se discută în primărie. Cred că ați auzit și dumneavoastră că sunteți conectat la ce se întâmplă în Consiliul Local. Se discută despre un proiect. A fost întrebat integrat primarul Porniți microfonul. Da, după ce... Da, deci nu mai dați în spațiul public de astea că vrea nu știu cine să facă nu știu ce acolo. Intențiile sunt frumoase. Să facă și acest parc atletic, să se facă și un teren care, probabil, sperăm că o să decurgă lucrurile bine la primărie, orice primar ar veni. Să facă și un teren de tenis. Că știți, fotbalul și tenisul sunt cel mai frecventate sporturi în România la ora actuală. Asta e adevărul. Mai ales că au venit propuneri pentru stadion, nu mai intrăm în detalii astea. Da? Despre asta, deci încă o chestie care am observat tot o vehiculație, cu 80% din băcăoani. Dumneavoastră i-ați menționat, sunteți ingineri de profesie, nu sunteți nici de cum sociolog. Un studiu sociologic, ca să-l faci, trebuie să ai studii în domeniu. Nu să întrebăm... Sunt niște criterii, nu întrebăm băcăoane, vreți să stricăm stadionul sau nu? Răspunsul cred că o să fie clar. Nimeni nu vrea. Dar trebuie să analizăm criterii foarte concrete și să ne gândim în perspectivă. Despre asta e vorba. Mulțumesc! Da, mai sunt două intervenții. Trei, da? Domnul Eugen Măchenanu și domnul Cezar Roteanu. Am terminat studiile din anii 80. Am ales orașul Bacău din 4 motive. Un motiv a fost că avea teatru. Al doilea, că avea orchestră simfonică. Al treilea, că avea echipă de fotbal în divizia A și îmi plăcea fotbalul. Și al patrulea, că mi-a plăcut cum mă plăcut și m-am stabilizat. Am ascultat pledoaria dumneavoastră, dar l-a completat foarte bine domnul președinte. Deci până în 2004 stadionul a fost păstrat în condiții foarte bune. În cele trei mandate, 2004 până în 2016, s-a dispus. Vă propun, domnule consilier Nicolae, să mergem toți consilierii de stat, să vedem cum arată la ora noastră. Iar ca și noi, oamenii care la un moment dat îmbătrânim, trebuie să fim reparați sau unii părăsesc scena. La fel și clădirile. Unele dintre ele rezistă, altele nu rezistă. Această clădire nu a fost reparată la timp, nu a fost îngrijită. Dumneavoastră stați la casă. Eu să am și o casă de vacanță. Tot timpul ai ceva de făcut la o casă, la un obiectiv. Dacă 16 ani nu s-a făcut nimic, normal că e de la clădire. Sunt nostalgic și eu. Pentru că mi-a plăcut să merg pe stadionul. Soția mea, împreună cu vreo 20-30 de doamne, au alergat mereu pe stadion. Știți asta? Dar trebuie făcut ceva nou. Hai să discutăm de atelierele școlare de vis-a-vis de autostradă. Ele trebuiau dărâmate. Erau împarate. Și stadionul nu ăsta. Trebuie să se facă un studiu de fezabilitate. Am înțeles de la colegul meu. S-a făcut. Și să vedem. Îl lăsăm așa și ne închinăm la el ca la zidul plângerii. Sau luăm un taură de coarne, îl dărâmăm și construim ceva tot pentru noi, pentru păcăvani. Așa stăm și ne uităm. Vai, ce stadion am avut noi. Am avut, nu mai avea. Așa cum era o dată. Eu am zis că i-am ieșit pe ea. Dar în mandatul pe care îl terminați cât de curând, ați văzut că noi, consilierii județeni, împreună cu președintele, am votat foarte multe proiecte de asociere cu unități administrative teritoriale. În așa fel încât să facem ceva pentru comunitățile respective. S-au fost proiecte foarte bune. De aceea, vă rog frumos, ai făcut un rechizitor, dar nu ai făcut o Stavarache sau dacă rămâne stadionul, să-i dăm numele Romeo Stavarache. Facă să se amână el. A făcut ceva la stadion. Vom vedea cei care merg în apă. Vă mulțumesc. Îmi pare rău că lipsește tocmai inițiatorul proiectului. Și îmi pare rău că n-am fost... Împreună, Consiliul Județean, cred că... Consiliul Județean în PSD... Da, da. Inițiatul acestui proiect. În ceea ce vreau să propun, inițiatul este foarte important. Și îmi pare rău că n-am fost mai agil de buton. Am dat o făceam de intervenea mai repede, dar subiectul este la așteptat și de a naștere așa la pasiune, s-au dovedit mai intele, nu colegi dinainte. Avem de ce spun că dacă așa ne devenim mai repede, poate mai câștigam ceva. Pentru că ceea ce trebuie să propun de fapt. Îi propun la inițiatorului să retragă proiectul de lună de zi, pentru că are mai multe vicii, dar cel mai important viciu este faptul că nu știm ce vrea asociat. Cu asociat se spune cel puțin pe parteneri. M-am uitat pe materialele de ședință, n-am văzut nicio intenție exprimată de primărie că ar vrea să facă ceva. Ieri am participat la o dezbatere foarte, foarte interesantă și cu mare audiență, ne-a așteptat mai prezențiat surprinzătoare audiență la centrul de afaceri, referitoare la proiectele prioritate din zona urbană funcțională. Și acum am aflat la Sfântul Primar că ar vrea să facă terenul de tenis. N-ați văzut nicio referire la atleticul. Ambele sport. Referirea domnului Gândescu la Logodnă, așa m-a făcut să mă gândesc la o glumă din tinerețe, din adolescență, când că se întâlnește cu Brigitte Bardot. Și atunci, prietenii mei zice, chiar cu Brigitte Bardot? E posibil? Da, zice, 50% e posibil, e udat. Numai că Brigitte Bardot nu știa nimeni, nu doia. Domnul președinte, apreciez intenția de da, pregătiți mai bine acest proiect. Puteți să discuție cu municipalitatea. Puneți-vă de acord cu ei, că ei se gândesc cu solicitarea și atunci nu avem nimic în copii. Nu împărtășesc temele din celor care nu au făcut se am să imobiliar pentru că legea scopului permite legea scopului. Haideți să lăsăm pe să pregătiți împreună cu primăria și veniți cu un proiect așezat, serios și vă susținem. Am făcut câteva pași, consider, constructiv, în sensul că, până la urmă, cu toții am convenit că, într-adevăr, destinația nu se poate schimba, legea sporturilor și e în domeniul public, e în proprietatea municipiului. Doi, venim cu o propunere. Niciun fel de problemă. Primăria o să analizeze. Este o propunere după 12, 14, 15 ani în care acest stadion a ajuns ce a ajuns, da? O ruină. Am venit cu o propunere. Primăria o să analizeze și această propunere, alături de ceea ce avea. Dar am văzut ieri, domnul primar, chiar era și dumneavoastră, domnul Teanu, de față, în care a zis, nu am niciun fel de problemă că a venit și această propunere din partea Consiliului Județean. O să analizăm posibilitatea să facem și arena de tenis și dacă se încadrează în acea zonă. Sigur că de aici vor începe niște studii mai aprofundate și reglementările în domeniu. De aici încolo e munca specialiștilor, dar trebuie să venim cu ceva pentru a reda cetățenilor, că noi ceea ce facem, propunerea asta este pentru cetățeni. Și îi spuneți, bă, oameni buni, faceți ceva acolo. Faceți ceva și redați băcăoanilor, pentru că ați văzut că înainte nu mai era, nu se mai juca meciuri de fotbal, dar alergau pe pista atletică din interiorul stadionului. Acum nu se mai poate alerga nici acolo, alergă prin jurul stadionului, pe lângă bălăriile alea, ce să mai discutăm. Este rușinos. Venim cu această propunere. De altfel, Avem experiență. Anul trecut, acum 2 ani, știți foarte bine, am venit cu propunerea cu strada aeroportului. Nu era, dacă e strict juridic, sigur, nu era treaba noastră, era treaba primăriei, dar nu era o prioritate și atunci am venit în sprijinul, a chestat la ea, am făcut, este realizată astăzi, da? Și acolo au fost discuții. Am venit de asemenea rezerva de apă a municipiului Bacău. Am venit cu stația de magnetizare care e valoare mare, 8-9 milioane de euro. Am venit cu suma totală care vine practic să completeze, ea face parte din rezerva de apă. Ea se întâmplă astăzi acolo. De ce nu s-a făcut 20 de ani? Nu știu, 22, 23, 24, nu mai contează. Suntem noi astăzi aici, oricum nu putem schimba trecutul. Dar ce putem face? Încercăm să le facem. Practic, orice comunitate ar fi trebuit să aibă o rezervă și o alternativă de apă. Iată că în 2016 nu exista așa ceva în Bacău. Am venit alături de municipalitate, pentru că e vorba și de comunitățile din jurul Bacăului. Deci, am venit cu aceste propuneri. Acum primăria o să analizeze. Dacă o să facă sau nu o să facă, cu siguranță o să fie și o dezbatere publică. Asta rămâne de văzut. Este doar o propunere, oameni buni, și în proiectul nostru de hotărâre spune la articolul 3, drepturile și obligațiile părților asociere vor fi aprobate ulterior prin hotărâri adoptate de cele 2 sau 3 autorități care vor fi implicate. Noi am venit cu această propunere pe care vă supunem spre vot. Da. Dacă, domnul vice. Domnul Team, să știți că chiar dumneavoastră vă pare rău că ați pierdut mult timp acum. Cred că e prea puțin timp. Mai ales că domnul Nechita chiar are cunoștințe foarte vaste despre acest stadion, el fiind și, făcând parte și din AGA, Sportul Municipal Bacău, cred că poate să ne spună mai multe. Poate să ne spună chiar și despre dosarul pe care l-a avut, despre sechestrul pus pe avere, pe care a fost pusă în urma unor cercetări legate de finanțările Consiliului Municipal, domnului Goian. Oameni buni. Vreți să trecem la dosare? Nu. Nu. Deocamdată... Vreți să vă întreb altceva? Domnul! Domnul, haideți să vorbim noi doi. Despre proiect, despre noi doi, despre proiect. Haideți să... Domnul! Domnule Chida, s-a pus conducta aia de încălzire sau s-a făcut doar pe caiet și s-a plătit? Deci, o vedeți. Dumneavoastră a spus că știți, că cunoașteți. Dar vedeți la proiect. Sunteți vicepreședinte, aveți drept. Domnule, dacă a venit la răcăciune, când e una plătat, apropo de răcăciune, apropo de răcăciune, faceți ceva cu banii ăștia, la câte anchete ați trimis acolo la răcăciune, s-ar putea în martie să închidă, să pună lacătă, că nu mai sunt bani. Așa că, vă rog frumos, nu ne mai dați lecții de moralitate, de ecocrisie, spuneți cât de ecocrisie, nu ne mai dați lecții. S-au adunat câteva sănături în fața stadionului, oameni buni. 80% din populația municipiului Bacău nu reprezintă 1400 de semnături. Domnul, dar nu mai, domnul, știți ce m-am supărat? Pentru că dumneavoastră nu vă diștați. Mașuri, buparandărători, de tunuri imobiliare, dumneavoastră nu sunteți curat. Ești curat, și moral. Și ar fi trebuit să vă bucurați totuși că un investitor străin, un investitor local, vrea să facă un stadion în afara orașului, pentru că dumneavoastră o să luați mulți bonus de pe taximetrie. Nu curse mai lungi, ci mai mulți. Nu vă mai supărați așa. Nu am nicio întrebări, dar să ne colegi. Stimați colegi, eu vreau dumneavoastră până asta dimineață. Oricând. Dar nu știți să vorbiți la altceva. Dar vorbiți din proiect. Vorbiți despre proiect. Nu le acuzați, nu le acuzați de parantărături. De mișmașul. De mișmașul. Nici nu știți să citiți, măcar. Și nu luați pe noi. Dragi colegi, dumneavoastră, știți Mulțumesc. Vă supun la vot, doamna Buge, foarte scurt. Foarte scurt. Mai avem două luni de zile. Domnul Mihăilu are foarte mare dreptate. Majoritatea din cei prezenți astăzi nici nu vom mai fi consilieri județeni. Pot să garantez. Și vă dau și scris. Prin urmare, haideți să nu ne mai certăm, pentru că grupul PSD a venit cu o propunere, cu o idee de perspectivă. Până când se va materializa această idee, vă spun că probabil se vor schimba structurile și la municipiu și la județ și vom vedea cine va construi și dacă această idee va fi dusă până la sfârșit. E o idee, e până la urmă, cum să zic, un motiv de dezbatere publică, cum vrea domnul consilier Mihăil. Deci de aici încolo începem dezbaterea publică. Am dus într-adevăr, cum zice domnul, cum a zice Marcel, dar nu cu noi, e propunere mare chestia asta acolo. Dar am dus în curtea primăriei ideea. De aici încolo primăria va hotărî dacă va fi de acord sau nu. Nu noi hotărâm dacă se va distruge stadionul. Hotărăște Consiliul Local. Stadionul este bun public al Consiliului Local. Nici o lege din univers nu poate să-i schimbe destinația. Vă spun eu ca jurist. Deci acolo nimeni nu poate să ia 5 metri din domeniul public. Deci haideți să nu ne mai cercăm. Stimați colegi, sistem dezbaterile, cred că am discutat suficient pe o asociere de principii. Pe un proiect frumos, repet, este o propunere care permite categorie de a pune valoare în această zonă atât de așteptată de băcăuani, să întâmple ceva acolo. Noi nu facem altceva decât să respectăm destinația. De aici încolo, sigur, așa cum ați menționat aici, cum am discutat, sunt alți pași și alte etape care trebuie să parcurse. Vă supun la vot această asociere de principiu. Cine este pentru? Grupul consilierilor liberali consideră nimic o să referiți la acest proiect și votează pentru. Nu-i nimic, o să vă scoatem înregistrarea peste câțiva ani. Așa cum am făcut-o și alții, să vedeți cât de, în momentul în care se va realiza. Da. Nu este as... Da, mă rog. Haideți. Deci vă rog să numărați. Cine este pentru încă o dată? 18. Împotrivă? Abținere? Abținere sau împotrivă? Abținere, da? Abținere? Cine se abține? 3. 4. Împotrivă? 9 împotrivă. 9 împotrivă, 3 abțineri și 18 pentru. Proiectul a fost votat. Vă mulțumim. Mergem mai departe. Ajungem și la bugetul propriu al județului Bacău. Doamna director Mitrea, aveți cuvântul, o sinteză. Proiectul bugetului pentru anul 2020, pe care îl spunem astăzi spre aprobare, a fost fundamentat în conformitate cu legea bugetului de stat numărul 5 pe 2020, cu legea numărul 273 pe 2006 privind finanțele publice locale, precum și cu legea responsabilității fiscale bugetare numărul 69 pe 2010. Conform dispozițiilor articolului 39 și al articolului 76 din legea 273 pe 2006 privind finanțele publice locale, județul Bacău a adus la cunoștință publică proiectul bugetului propriu al județului Bacău pentru anul 2020 și nu au fost formulate contestații. Pentru anul 2020, bugetul de mediu și cheltuielile al județului Bacău cuprinde resursele financiare care se asigure finanțarea palatului propriu și al celor 20 de instituții subordonate. Proiecția bugetară pentru anul 2020 și pentru perioada 2021-2023 a fost fundamentată cu respectarea cadrului fiscal bugetar pe termen lung, respectiv al principalului indicator macroeconomic și social pentru anul bugetar 2020, precum și estimărilor pentru următorii 3 ani. Proiectul de buget pentru anul 2020 este îndobit Ați mai pus de reperare, vă rog. Iar la cheltuieli pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole și alineate, prezentându-se astfel. Veniturile totale sunt în sumă de 532.183.000 lei, care pentru secțiunea de funcționare 213.282.000 lei, pentru secțiunea de dezvoltare 318.900.000 lei. Cheltuielile totale sunt în sumă de 76.579.000 lei, din care pentru secțiunea de funcționare 213.282.000 lei și pentru secțiunea de dezvoltare 393.296.000 lei. Conform articolului 26 din legea 273/2006 a finanțelor publice locale, fundamentarea și aprobarea bugetului se realizează pe secțiuni după cum urmează. La secțiunea de funcționare, structura veniturilor se prezintă astfel. Venituri proprii, 76.118.000 lei, sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, 128.594.000 lei, sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate, 52.432.000 lei, subvenții de la bugetul de stat și alte administrații, 7.258.000 lei și vărsăminte pentru secțiunea de dezvoltare, 51.819.000 lei. Structura cheltuielilor de funcționare se prezintă după cum urmează. Cheltuieli de personal, 106.215.000 lei, bunuri și servicii, 36.239.000 lei, fond de rezervă, 500.000 lei, transferuri între unități ale administrației publice, 35.642.000 lei, asistentul social, 12.945.000 lei, rambursări de credite pentru investiții, inclusiv dobânzi și comisioane, 4.951.000 lei, alte cheltuieli, 20.154.000 lei. În ce privește secțiunea de dezvoltare, proiecția bugetară se prezintă astfel. Structura veniturilor, vărsăminte din secțiunea de funcționare, 51.119.000 lei, subvenții de la bugetul de stat, 176.952.000 lei, sume primite de la Uniunea Europeană, 76.686.000 lei, subvenții de la bugetul de stat, 13.443.000 lei. Structura cheltuielilor se prezintă după cum urmează. Transferul între unități ale administrației publice, 46.763.000 lei, proiecte de finanțare nerambursate, 266.853.000 lei și cheltuieli de capital, 79.680.000 lei. Având în vedere cele prezentate, considerăm că proiectul de hotărâre cu privire la adoptarea bugetului propriu al județului Bacău pentru anul 2020 poate fi supositat urmare. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna director! Stimați colegi, bugetul de anul acesta, așa cum a prezentat și doamna director, ați văzut că din 606.579.000 de lei, 393.296 merg la investiții. Asta înseamnă 65% din bugetul județului merg spre investiții, un adevărat motor al dezvoltării județului Bacău. Sunt investiții care se derulează în prezent în județ, sau care în perioada imediat următoare o să dăm ordinul de începere și o să deschidem noi șantiere. Este vorba de 20 de milioane de lei care merg pe secțiunea sănătate, în dezvoltare, pe investițiile în sănătate, 38 de milioane la aeroport și 278 de milioane merg la investiții în infrastructura rutieră de drumuri. Am primit de la actualul guvern liberal cu 75 de milioane mai puțin decât anul trecut. De asemenea, sistemul de protecție a copilului și a persoanelor cu dizabilități a primit bani doar pentru 3 luni de funcționare, adică până la 1 aprilie. În buget veți găsi până, inclusiv luna iulie este asigurată din bugetul propriu a Consiliului Județean bani pentru funcționare și pentru dezvoltare, în condițiile în care Consiliul Județean susține activitatea direcției pentru a duce procesul de dezinstituționalizare mai departe, de restructurare, de creare de noi servicii Și ați văzut și am aprobat și acum 2 ani și anul trecut proiecte pe care direcția le are în derulare cu parte de cofinanțare pe care noi am pus-o la dispoziție. Consider, stimați colegi de la PNL, să faceți demersurile necesare pentru că acești copii, aceste persoane cu dizabilități trebuie să fie îngrijite corespunzător de un minim standard ca noi să putem veni cu cheltuiala suplimentară. De asemenea, gândiți-vă la cei 2000 de salariați care la sfârșitul lunii trebuie să plece acasă cu un salariu, acasă la familiile lor. Excedentul de 75 de milioane. Excedentul de 75 milioane sunt sume recuperate de Consiliul Județean pe investițiile făcute în ultimii ani din fonduri europene, de la Comisia Europeană. 14 milioane de euro recuperați, intrați în conturile în ultima perioadă a anului la aeroport. Investițiile făcute în ultimii 4-5 ani de zile la aeroport au intrat în conturile. Investițiile făcute în domeniul sănătății care au fost eligibile și care au fost recuperate din fonduri europene. Și toate aceste sume merg pe aceste investiții. Sănătate, aeroport, drumuri. Dacă sunt intervenții. Domnul Olteanu, da? Doamna Ivanov, doriți și noastră? Da. Uitându-mă pe legea bugetului de stat, am observat că în anul acesta, față de anul trecut, s-au dat mai mulți bani la unități administrativ-teritoriale, respectiv la comune și orașe. Adică de la 60% sau la 63% din cota din impozitul pe venit, din cei 14%, într-adevăr, care sunt pentru echilibrare, 85% s-au luat pentru Mateu și 15% pentru județul. S-au dus banii acolo unde decizia este mai bine gândită, mai bine chițuită. Asta s-a avut în vedere. Pentru că una este să se gândească de la nivelul județului și alta să se gândească cum se cheltuie banii la nivelul comun. Dar nici așa, noi liberali ne citați de la domnul președinte și din puținul care l-am avut, dumneavoastră mai mult. Pentru că din acele sume de echilibrare față de proiectul care l-am discutat săptămâna trecută, la ședința anterioară, la care noi n-am intervenit, pentru că aveam motivat de ce n-am intervenit. Din sumele care l-au propuse pe proiect, ne-ați mai luat 2.850.000 de lei. Adică, într-adevăr, ați luat de la toate orașele și la toate municipiile, ați luat banii și ați distribuit către comune, dar ați mai luat și de la comune liberale. Și începând de la 600 de milioane, ne dăm până la 20 de milioane, cel mai puțin luat la o comună. N-am să în timp, dacă mai pierde timpul să vă citesc lista, dar vă spuneam, ați îndesturat comunele PSD, luând de la comunele PNL. Discutăm că ați rămas saturat în ședința trecută. Am avut ordinea de zi, noi discutăm altceva. Da, da, v-am spus. E vorba de bugetul județean. Da, vă rog să reveniți la subiect, pentru că vă contraziceți. Atunci ați avut o altă abordare, acum ați spus pentru că ăsta a fost rolul nostru de echilibrare. Ăsta a fost rolul, dar să vă contraziceți acum. Spuneți, noi proiectul dat banii și rolul nostru a fost de a echilibra și tocmai pentru că au primit mai mulți bani prin formula de la bugetul de stat, de la așa, mai a venit și doar echilibrarea ținând bani și din proiectele care le-au. Vă rog să păstrați regula dialogului. Vorbiți, da? Deci asta spuneam. Dar pentru că n-am spus absolut nimic, spunem acum, pe când este de termen de prescriere la ce putem declara față de o anumită problemă. Deci asta am vrut să subliniez. Au bani, trebuiau să aibă bani comune, din păcate comune liberale n-au. Să știți că și cei care sunt, locuiesc în comune, conduse, administrate, de consilii locale și de primarii de sunt în de oameni. Așadar, subiectul ăsta nu știu, n-am nicio. Deci tu ați intervenit la în momentul respectiv, pe ordinea de zi a fost în dezbatere, am ascultat toată lumea, ați putut interveni. De ce veniți acum, care pe ordinea de zi este punctul legat de bugetul Consiliului Județean și a obiectivelor pe care le are Consiliul Județean și instituții din subordine, și noi să discutați de bugetele alocate de către bugetul de stat către OAT-uri și suma prin echilibrare care noi am discutat-o la ședința trecută. Vă rog să reveniți la subiect. Nu mai este. Mulțumim. Da, mulțumim. Alte intervenții? Doamna Ivanov. Foarte scurt, aș vrea să întreb și să mă refer la faptul că bugetul de anul 2020 a fost construit, scuzați, da. Foarte pe scurt, ce scuze, foarte târziu, aș vrea să întreb despre deficitul pe care este construit bugetul pe anul 2020, în sumă de 74.396.000 lei și cum acoperim acest deficit. În alte ordine de idei, domnule președinte, cu scuzele de rigoare, aș vrea să vă întreb dacă este corect și moral să vă referiți de fiecare dată la faptul că grupul, mă rog, de consilieri din Consiliul Județean al IPDV să intervină la guvern. Cum să intervenim noi la guvern? Să punem bine sau Consiliul Județean are un conducere care are stabila, și care are face toate aceste lucruri. Așa cum a făcut și grupul de consilieri județeni PSD, în guvernarea PSD, prin parlamentare pe care are de Bacău, parlamentare PSD și investițiile care s-au făcut. Drumurile naționale, centura, aeroport, investiții în sănătate, le luăm și le punem în antiteză. Și nu cerem mai mult decât să faceți aceste lucruri, măcar să putem funcționa, să ne le ducem, să continuăm. Nici nu dorim alte investiții majore, nu că nu dorim, ba dorim, dar astăzi când vorbim, măcar aceste sume să putem funcționa, direcția să funcționeze la un standard de cost, la o cheltuială minimă, ca să putem asigura acolo și ne putem duce investițiile mai departe în proiectele respective și investițiile pe care le avem în aceste infrastructuri. Adică ați văzut că efortul nostru și tot noi ce am aprobat aici, noi ne-am ținut de această foaie de parcurs. Despre asta e vorba. Acum e rândul dumneavoastră, având guvern, să discutați cu parlamentarii de Bacău, care ar trebui să susțină ceea ce dumneavoastră să aveți inițiativa și să susțină la nivel de parlament, la nivel de guvern, la miniștri, să facă lobby pe lângă ministere și să reîntregim aceste sume, că despre asta se aducă bani în județ. Despre asta ați venit la început, uitați, luăm procesele verbale. Ați spus, noi vrem Bacău-Onești, că nu e Bacău-Onești. Astăzi este asfaltat, nu mai zice nimeni nimic. Ați văzut și noastră, la Măgura ați ridicat acolo, este asfaltat. Spre Onești, spre Moinești este asfaltat, de la Comănești este asfaltat. Hai să continuăm. Aduceți bani de la Comănești la Târgu Ocna să asfaltăm. Da? Deci, hai ca să continuăm în același ton. Chiar nu mai trebuie să Doamne, cum să mai trebuiască bani noștri? Noi îi promutăm, noi pregătim un împrumut de 100 de milioane de lei, tocmai pentru că avem acum la început pentru noi investiții în infrastructura rutieră. Pentru prima parte a anului avem, pentru partea a doua să putem duce aceste investiții, aceste noi investiții care se vor deschide. Sunt pentru cetățenii acestui județ și pentru asta confortabil sunt de rog să faci din infrastructura și cu aia. Ați făcut dumneavoastră întotdeauna, iar în altă ordine de idei, nu știu dacă nu înțeleg, ba înțeleg, grupul PSD își asumă sau își asumă unele dintre proiectele promovate de dumneavoastră sau proiecte inițiale. Nu, doamna, nu. Una este vorba o inițiativă care o are și alta este votul. Votul, îți spune cuvântul, este votul. Sunt proiecte noastre. La urmă, fiind hotărârea celor care au ridicat și au votat pentru. Concret, proiectul de astăzi este inițiativa dumneavoastră. Toți semnați. Deci nu este inițiativa grupului. Dacă e semnă inițiativa domnului președinte, ca să înțelegeți. Și colegii care găsează la inițiativa președinte, și dumneavoastră putează să nu-i dăm la inițiativa noastră și de la frumos. Vedem la ei cu alegeri, n-ați văzut în comisie și... Adiți de asta, doamna Ivanostrană, a terminat rău. Bun, am un amendament eu, dacă... vis-a-vis de... Da, aveți un răspuns tehnic, vă rog. Și domnul Caucuri, după aceea. Doamne, director Vindrea, la microfon. Ai vorbit odată. După prevederile legii locale, construcția bugetului în fața de programare se face cu anul de execuție cu condiția ca acesta să se încadreze în excedentul realizat din anii precedenți, care poate fi folosit așa cum se rețeau anumite destinații, atât pe secțiunea de funcționare cât și pe secțiunea de dezvoltare. Anul acesta, bugetul a fost construit, a fost proiectat pe secțiunea de dezvoltare, acolo unde va fi folosit excedentul Stimați colegi, dacă îmi permiteți să am să fac în urma intervențiilor un amendament la propunerea de buget pe anul acesta, în sensul de la o sumă de la dezvoltare și a duce la funcționare, pe secțiunea de funcționare, la același capitol. O luăm de la dezvoltare și o ducem la funcționare. Ca atare de la partea de cheltuieli, capitolul 8402, transporturi, alte transferuri, diminuarea cu suma de 11.000 de lei, 11.000 de lei, ca să ne înțelegem, adică 11 milioane, la secțiunea de funcționare, la partea de venituri, vărsăminte pentru secțiunea de funcționare, diminuarea cu 11.000 de lei, respectiv la partea de cheltuieli, la capitolul 8402, transporturi, la transport, majorarea cu suma de 11.000 de lei, adică 11 milioane de lei. Vă supun la vot la acest amendament, ținând cont că în anul 2018 am avut 42 de milioane, în anul 2019 am avut 57 de milioane și ceva și în anul 2020 erau prinși doar 15 milioane. Rectificare vară, dacă e nevoie de sumă mai mare. Facem o rectificare vară și dăm mai mult la transport. Spuneți la vot, domnul președinte, că e 5. Amori, și eu amori. Votăm. Votăm. Vă supun la vot acest amendament, bugetul acesta amendament. Care este motivați? Care este motivația pentru care faci totuși? Păi am votat asta. Păi nu, a spus că în urma discuții. Deficitul tot rămâne, pentru că rămâne în zona cheltuielilor. Repet, anul trecut, în 2018 au fost 42 de milioane, anul trecut, 2019, 57 de milioane, vorba de partea de funcționare și dintre ține, și anul 2020 doar 15 milioane. Și venim cu acest amendament de a lua 11 milioane de la dezvoltare, să-i ducem la funcționare. Simplu. Exact. Cine este pentru? Deci eu înțeleg că de la 37.759 de mii de lei o să ne ducem la 48.759 de lei. Doamna director, dacă mă ajutați un pic cu cifrele în față, că... Și întrebarea care o cât nu văd... Dar spuneți-mi la ce exact unii citiți articolul? Indicatorul. La ce pagină? V-am spus capitolul 8402. Dumneavoastră ați luat-o din bugetul mare și eu o iau din anexe. Capitolul 82 de la dezvoltare, de la același capitol transport, și am dus-o la transport, dar la funcționare. Da, tot la capitolul 84.02 sunt și eu și aș fi vrut să văd acești 12 milioane unde se duc, fiindcă bugetul, cum este el structurat și propus nou pentru a fi votat, cuprinde toate cheltuielile. Înțeleg că vor fi alte cheltuieli în plus față de cele 37.759. Nu, este vorba de proiectele pe care le avem noi în derulare, e vorba de tot ce înseamnă întrețineri la transporturi, tot ce înseamnă partea de infrastructura rutieră. Da, da. Ceea ce sunt anexele la buget sunt clare. Sub semnătura dumneavoastră și a doamnei secretar se spune 37.759. Da, dați-mi amendamentul 11.000 de lei, unde vor merge? 11.000 de lei. Asta e încă o dată. Încă o dată. La partea din cheltuieli, la secțiunea dezvoltare, capitolul 2402, transporturi, diminuarea cu suma de 11 milioane, la partea de funcționare, la secțiunea de dezvoltare, la partea de venituri, vărsăminte, citesc, vărsăminte în secțiunea de funcționare, diminuarea cu 11.000, respectiv la partea de cheltuieli, la 8402 transport, majorarea cu 11 milioane de lei. Asta este amendamentul, lanțul și o semnătură acolo, pentru că este proiect, noi să vă la făcut, după aia semnătură, împreună cu doamna secretară. Îmi cer scuze, într-adevăr, semnături vor fi după vot, dar înseamnă că aceste anexe vor fi modificate. Da, si, vedem. Poate examenare de azi. Sunt de după vot, dacă trece vot. Din nefericire, chiar am avut față asta și aș fi vrut să le spuneți clar. 11.000 de lei ăștia, 11 milioane, pe ce se vor duce? Fiindcă aici sunt foarte clar, sunt la pozițiile 1, la poziția 15, 16, în care mi se spun cum se cheltuie bani. Atât. Mulțumesc. Cred că am fost destul de implicit, am zis că avem la partea de funcționare, la partea de întreținere, infrastructura rutieră. Cum? Da. Avem și noi niște agregare la investiții. Probabil că... Vă rog să vă notați amendamentul domnului Iotean. Ați văzut la mapă că Consiliul Local, Primăria și Consiliul Local Comuniști, inspirați și motivați de intenția de a sprijini Consiliul Județean proiectele de sănătate, de îmbunătățirea infrastructurii, au primit o solicitare de asociere pentru reabilitarea între centrizarea energetică a Cădălăului și Spitalul Rășenesc Ioan Rasa. Proiectul este tot pe tot, ca și la programul de Mănești, este valoarea de 21.677.168 TVA, din care valoarea de rambursabilă este de valoarea contribuției solicitată este de 4.211.305. Din acest motiv, propunem să introducem acest obiectiv în lista de investiții și... Da, așa este. Am primit adresa astăzi. Chiar am primit această solicitare astăzi. Sigur, puteți face acest amendament. Au făcut... Nu, nu, dar n-am primit. Puteți face acest amendament, noi supunem. Discuțiile au început atât la Onești, Bucuș, Moinești, de anul trecut. Numai că anul trecut, bugetul fiind în execuție, conform aprobării, ce am hotărât noi în ASN, n-am putut să dăm curs solicitărilor. Rămânând în discuții pe anul ăsta, au fost prins. Sigur că puteți veni cu acest amendament. Îmi pare rău, nu am știut până acum, nu a fost prins. Este un proiect pe care a câștigat o finanțare. Deci are o finanțare pe un program operațional. Deci are finanțare. Probabil e vorba de partea de cofinanțare din partea UAT-ului. N-am avut nicio discuție cu domnul primar, am văzut astăzi solicitarea venită scris din partea domniei sale, faceți amendament. Deci, propun, stimularea studiei de la Asocierea Universității Acolo și Institutul Acolo, prevederea finanțării și rețelului echipul de investiții, construire parcarea în sală, studiați și strada, care aveți numărul 20, de la 1533 de milioane, la 1450 și includerea obiectului de care am văzut mai înainte, eficientizarea energetică a Spitalului Ion Nască, cu suma de 83.000 de lei. Pe urmă, după ce vom la o eventuală rectificare bugetară sau o nouă administrație, va asigura suma necesară de realizarea și la orice obiectiv. Domnul Oseanu, sigur că eu o să supun la vot amendamentul dumneavoastră, dar trebuie să fac o mențiune foarte importantă, pentru că să votăm în cunoștință de cauză. Ceea ce dumneavoastră ați propus diminuarea de la acest obiectiv de investiții care se află în plină derulare și este vorba de accesul la unitatea de primire urgențe pediatrie. Este o lucrare în plină desfășurare în care include, sigur, și parcarea ansamblului spitalicesc și el se află în plină execuție, suma aceea fiind diferența care noi ar trebui să o plătim anul acesta și este prinsă. Adică să votăm în cunoștință de cauză, sigur că o să supun la vot amendamentul dumneavoastră. Am reținut, ca să punem la vot, sigur. Da. Bun. Dacă mai aveți un lucru, vă rog să vă notați. Se referă la un obiectiv care nu l-am mai propus odată, pentru că pe investițiile lista de investiții care vă puneți noastră, nu te-am văzut investiții generatoare de venituri. Și propunem la capitolul 8.7.02, alte acțiuni economice, introducerea obiectivului amenajare pistă vouă, raportări de schine, mira, studii de specialitate, cercetările cu contexe, cu o sumă mărită de 50.000 de lei. De asemenea, dar să n-am înțeles ce ați spus. Obiectivul pentru care cerem noi finanțare și introducerea pe lista de investiții. A, introducerea pe lista de investiții cu 50.000 de lei. 50.000 de lei la obiectivul amenajare pistă vouă, la plătea de schine mina, studii de specialitate, plătăți de 50.000 de lei. Aici am să dau lui domnul vicepreședinte, că coordonează mult direct, cred că putea să vă dea un răspuns. Avem termenul necesar. Se poate face asociere cu primăria, sunt totul. Avem discuții, asocierea cu câteva pași vis-a-vis și claritate să facem la câteva materialuri și viitoare proiecte. Noi sunt în derulare aceste demersuri. Aventura poate fi foarte bine completată cu aceste liste de bune. Și de asemenea, la reabilitarea numărul DG 112 de la Universitatea Savoie, domnul primar aici prezent se bucură alături de noi de acest obiectiv totuși de lista de investiții, doar că vrem să reintegrăm ideea că se face cu maximum urgență. De săptămâna viitoare începe iar salvarul codului de peste tot. Și vor fi 3 luni în care stăm la rând acolo și pierdem timp. Dacă reușim să facem, măcar o lună să câștigăm, în care să avem alternativa. Unde și cura băiață, atât mai câștig pentru urmări și lumea. Uite, vedeți? Asta este prioritizată, de urgentată. V-ați dat singură răspunsul. Să știți că amendamentul care l-am propus și ce este prins în secțiunea dezvoltare este inclusiv obiectivul legat de drumul județean de la Gura Văiei și care l-am avut în discuții și anul trecut, s-au făcut câțiva pași importanți, adică documentația, am aprobat indicatorii tehnico-economici, și sper să prindă. El e în procedură acum, nu putem efectiv nici să-l frânăm, dar nici să-l urgentăm. Deci el își urmează cursul acum firesc, se termină probabil în mai, începem în mai, se termină în iunie, începem în iunie. Na. Așa, dacă aveți la trasă angajamentul ăsta, că suma care ați transferat de la ei, e asumit și pentru reabilitatea acestei chestii. Nu face excepții. Nu face excepții. Nu. Puteți avea votul, inclusiv pentru angajamentele care le-ați transferat. Vă supun la vot. Acum, amendamentul luăm în ordinea în care e așa. Cu amendamentul făcut de președinte de la secțiunea și după aceea amendamentele făcute de către domnul Olteanu din partea grupului de consilieri județeni PNL. Și o să le menționez atunci. Deci, cu amendamentul făcut de mine, de la secțiunea dezvoltare la secțiunea funcționare, de la 8402 transporturi la 8402 transporturi. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri? Abțineri? Împotrivă? Nu sunt, da? Acum, amendamentele, printre care unul din ele este inclus și se regăsește amendamentul de la... Poftim? Pe fiecare în parte, dacă e posibil să... Amendamentul acces, să luăm banii de la acces, unitatea, calea de acces, unitatea de primire urgență și parcare care se află în execuție și dusă la secțiunea de... la o investiție nouă în asociere cu Consiliul Local Comănești. Doar 33.000 de lei, spuneți dumneavoastră? De la 1.533 la 1.500 din evaluare. Cu 33.000 de lei din evaluare pentru a asigura finanțare sau capitol bugetar la eficientizare de la comunăție. Nu e prinsă în buget. De unde? De la spital. De la spital. Da. Atâta timp cât la Onești s-a pus o sumă spre 250.000 care evident că nu ajunge. Dar este poziția bugetară și apoi se completează. Eu vreau să fie prinsă la buget aceasta. Da, vă supun la vot. Cine este pentru acest amendament de a lua această sumă de la acest unitate de primiri urgențe dusă la viitoarea asociere cu Onești la acest obiectiv de investiții care au obținut finanțare pe fonduri. Cine este pentru? Abține. Împotrivă. La următorul amendament legat de amenajare fiscă POP, 50.000 de lei. De unde a luat banii? Stați așa, dați lângă faptul că nu e corect să treci bani la ceva ce chiar nu există, vreau să vă dau un mic detaliu legat de partea de deschidere la străină. După cum bine știți și ați votat, ați fost cu toți de acord, că noi să facem un aventura parc acolo. Oamenii buni, anul trecut, într-o lună de zile, trebuia să fie predat la cheie. Să avem și noi pe timpul verii, pentru că am ieșit din perioada de cei 5 ani de implementare a proiectului, noi în septembrie trebuia să avem un aventura parc. Domnul primar, că are vreun interes, că nu are, că vrea parcarea de jos, care este absolut necesară, sunt 40 de locuri, spune că e necesară pentru un viitor hotel acolo, pentru un viitor investitor. Oameni buni, sunt 40 de locuri de parcare. El a venit și ne-am întâlnit cu toți, cu domnul președinte, cu domnul director, a venit cu cel de urbanism, cu doamna contabilă și așa mai departe. Intenția noastră a fost să facem ceva acolo, să mișcăm lucrurile în Slănică. De 2 ani de zile ne chinuim pentru a numărât de 6.000 de metri pe care primăria i-are. Intenția mea, nu vă ascund faptul că a fost de Bob inițial, pentru că am fost numai departe de Ghimeș. Dar dacă noi pentru un amărât de 6.000 de metri ne chinuim cu o administrație care conduce vremelnic, o zonă care este, din păcate, în paracină. Și acum vrem Bob. Este, v-am spus, este ideea bună, dar nu avem cum. Nu avem cu cine, în primul rând. Stimați colegi, rugămintea mea este să veniți cu, să veniți cu amendamente care sunt viabile și care sunt pe lege. De ce? Domnul Olteanu, chiar mai înainte, eu am venit cu un amendament care este pe lege și care permite. Dumneavoastră ați venit cu un amendament, dacă ați observat. Noi am venit cu asocierile înainte de aprobarea bugetului. Noi ce facem acum? Deci trebuie să, fără niciun document, fără nimic, deci trebuie să respectăm o anumită procedură. Adică ați văzut că am supus la vot niciun fel de problemă. Dar nu-i corect. Nu asta. Deci asta este ordinea. O să-i dau cuvântul și doamnei secretar să ne spun din punct de vedere juridic dacă e corect. Noi am intrat înainte de aprobarea bugetului cu aceste asocieri, când ce bază sau măcar o propunere de asociere. Adică eu am fost cinstit și corect, am spus astăzi am primit. N-am avut nicio discuție cu reprezentanții Consiliului Local Comănești. Ei propuneți că au accesat mai de mult, aveau prins asta, au obținut finanțarea, deci o muncă de 2-3 ani de zile în spate de a obține această finanțare. Nu era normal să aibă o discuție sau o solicitare până la aprobarea bugetului. Astăzi nu-i corect. Și vă spun că nu este, ca procedural, nu-i corect ceea ce am făcut aici. Eu astăzi de a supune înainte de a veni cu o asociere. Pe ce? Să prindem niște bani dintr-o parte pe o viitoare asociere. N-ați văzut că noi toate asocierile, nu mai sunt alte asocieri, nu mai venim cu altele. Adică cele prinse în buget. Atât. Da. Am făcut-o. Numai că nu e corect. Și nu e legal. Ați putea dreptate, dacă nu, ați introdus în buget proiecte care nici nu au votat. Deci, întâi, dacă se respingeau în proiectele privind asocierea cu Măniștiu, privind asocierea cu Bucușu, privind asocierea cu Măineștiu, ele erau deja prinse în buget. În ce termine sunt în bugetul asta? Ce se întâmplă la care o vestiți? Pot, venim la o știință, venim cu proiectul de asociere. Ce trebuie să facem? Hai să spuneți la bun. Acesta are la fel cu pista de zbor. Cine este cadrul? Susțineți ceva ce nici noi să nu credeți. Da, asta e. De dragul de a face amendamente. Referitor la Guira Boie, cred că lucrurile sunt clare. Ați văzut prin amendamentul respectiv, sumele sunt trecute acolo. Am spus că nu exclude și asta, nu face notă discordantă. Da? Nu cred că să supunem la vot acest amendament separat, pentru că are legătură cu amendamentul care l-am făcut mai devreme. Și care l-am votat. Și l-ați votat și dumneavoastră. Corect? Pe cine? Stați puțin. Păi amendamentul pe secțiunea... Ce amendament mai aveți în afară de asta? Mai e vreun amendament care nu e votat? Nu mai este. Ok, mulțumesc. Vă mulțumesc mult. O după amiază liniștit. Stați. Stați să votăm bugetul. Am discutat, dar am votat ce e mai important. Am votat amendamentele, acum să votăm bugetul. Cu amendamentul respectiv. Cine este pentru? Am votat. Unul. Vă mulțumesc mult că după amiază. 22. Împotrivă, împotrivă, stați așa, împotrivă. Împotrivă, alo comanda. Împotrivă. 2 voturi, 3, 4, 5, 6, vă rog numărați. 9 împotrivă. Abțineri? Niciuna. Nici o abținere. La revedere.